Nu ai cum, noi refuzăm să facem asta, puteți să vă luați banii, să vă spălați că e păcat, nu o să facem asta. Noi trebuie să-i facem pe oameni să înțeleagă că niciun politician nu trebuie să fie ultima lor speranță. Făcut din foarte multe bucățele mici la care ne ne-am luni de zile să le lipim în ordinea corectă, să le explicăm. Mihai Voinea și Cristian Delcea. Jurnaliști, sunt doi dintre fondatorii publicației online, recorder.ro. Ce e de la 0.0? Ce e recorder? Da, da. Ce Suntem genul de oameni care ne alimentăm din asta, adică asta ne face plăcere. Suntem o publicație care are uh, un buget de un milion de euro pe an pentru că oamenii ăștia ne susțin. Simțim chiar de multe ori că publicul ne creditează cu prea multă încredere și cu așteptări prea mari. Care e cea mai mare problemă cu care vă confruntați voi? La nu mai public, nu mai poți să faci, tinerii nu mai sunt interesați, mm -hmm. nu se mai uită, vor totul scurt. Nu mai e proastă, da, Exact. Da, da, da. Nu e adevărat, îmi pare Copiii ăștia de școală generală au reușit la un moment dat să închidă pentru vreme de 3 săptămâni să închidă niște locuri de joacă. Noi nu refuzăm niciodată invitațiile din școli. Mergem acolo. Mergeți. Mulți oameni știu că acele televiziuni sunt plătite de partide sau așa, totuși se uită și mulți încă mai au încredere în ele și, și... de la 12 apare Elodia, o să o vedeți. Bă, veniți în aici e spectacolul vieții, știi? Ca, la un moment dat a fost la un pas de bătaie în redacție de la această chestie, acest șef de la online cu un editorialist. E, și asta i-a făcut pe mulți să spună, dar putem să și disprețuim publicul. Nu trebuie neapărat să-l respectăm. Uneori să mai ieșim și în fața lor și le, să le, spunem iertați-ne pentru tot ce am făcut în, în anii ăștia. Ei, lăsați că într-o zi o să fiți cumpărați și voi într-o zi o să... De când libertatea de exprimare înseamnă doar protejarea punctelor de vedere rezonabile? Se întreabă Costi Rogozan într-un editorial publicat recent în Libertate. Fără să ne dăm seama, am ajuns din nou într-un punct în care e din ce în ce mai greu ca jurnaliștii să reușească să ajungă cu rezultatul muncilor la public. Înainte de internet, presa, deși era controlată de patroni sau de corporații, era mult mai dependentă de public, căruia îi dădea socoteală. Îl aveam pe jurnalist, echipat cu o portavoce, având publicul în spate și urlând la instituțiile statului și la corporații, sancționând abuzurile de putere și apărându-i pe cetățenii, apărând interesul public. Apoi internetul a schimbat totul și oamenii au învățat că nu trebuie să mai plătească pentru presă, pentru informații, pentru opinii că e foarte normal să primească totul gratuit. Informații, opinii, investigații, reportaje și așa mai departe. Doar că pe lângă toate astea au apărut și dezinformările, fake news-ul. Iar corporațiile și guvernele au vrut să devină producători de conținut. Pentru că, iată, putem ajunge direct la oameni, nu mai avem nevoie de presă. E banii acestor jucători au sucit inclusiv poziția jurnaliștilor care s-au pus mulți dintre ei în fața unor corporații sau în slujba unor instituții de forță și au început să folosească portavocea pentru a urla la oameni, la cetățeni. Ca și cum asta n-ar fi fost de ajuns, peste controlul ăsta total al presei Jurnaliștii care se încăpățânează să-și facă meseria în interes public au ajuns să depindă de platformele sociale pentru a ajunge la oameni. Iar platformele au decis că e nevoie de mai multă cenzură și de mai puțină opinie, de mai puține întrebări. E și motivul pentru care emisiunile în care abordăm teme sensibile nu ajung la mai mulți oameni. Pur și simplu, algoritmul a fost instruit să, să le țină pe loc, să nu le mai afișeze, să nu le dea mai departe. Din păcate, așa cum v-am spus de multe ori, pe rețele nu suntem cetățeni și nu avem drepturi. Dacă vă interesează subiectul, atunci nu trebuie să pierdeți interviul care urmează cu fondatorii Recorder, Mihai Voinea și Cristi Delgea. Salut! Salut! Salut, Draguș, bine t-am găsit! Salut, uh, Mihai, Cristi! Uh, glumeai tu mai devreme, ziceai, vorbim despre ce vorbesc ziariștii când, uh, când se întâlnesc. Da. <laughs> uh, Acum începe să doar în opinia mea foarte tare chestia asta cu, cu cenzura și nivelul la care s-a ajuns. Uh, și aș vrea așa ca să introduc un pic tema, care va fi neinteresantă poate pentru, pentru foarte mulți, dar sunt discuții care, în opinia mea, trebuie făcute și trebuie pe tema asta să, să devenim foarte vocali. Dacă uniți nu putem să, să devenim și uniți și cu publicul, da? cu, cu cei care consumă produsele noastre. Acum vreo șapte ani, sfătuit de oamenii cu care lucrăm în continuare pe zona asta de online am scos emisiunea Starea Nației de pe YouTube deși eram avertizat de aventurile lui Gary V lui Gary Vaynerchuk care făcuse același lucru cu 2-3 ani înainte eu îi citisem toate cărțile îl urmăream atunci și el a revenit în genunchi la YouTube domne nu merge și noi am încercat să facem treaba asta urcând emisiunile pe Vimeo, având însă în spate treaba asta că noi avem emisiunea la televizor. Și emisiunea fiind la televizor, ne permiteam astfel de experimente. Bineînțeles că a fost un eșec total. Adică nimeni nu mai venea de pe YouTube, unde aveam zeci de mii de vizualizări atunci, cu șase, șapte, chiar opt ani. Nimeni nu venea acolo să vadă emisiunea. O vedeau aia care o vedeau la televizor și că mai era culmea, începuse să scadă ușor-ușor și audiența de la TV, care noi atunci am înțeles că se completează cumva și ea crește în funcție de, de prezența online. Au fost multe lecții de-a lungul timpului. Acum am ajuns să avem emisiunea doar pe rețele. Da? Dăm primele 10 minute pe Facebook, unde monitorizarea este mult mai jos, și în rest suntem cum sunteți și voi pe, pe YouTube. Avem un local nostru, o casă noastră, cum aveți și voi la, la Recorder, unde oamenii pot veni să se uite, dar acolo când dau play, rulează tot clipul din, din YouTube. Și iată ne ajuns în situația în care, așa cum spunea tipa aceea whistleblower de la, de la Facebook, că se întâmplă cu rețele, bă, pe rețele noi nu suntem cetățeni, nu avem drepturi, nu există legi care să se aplice, e jucăria unor oameni și ăia decid dacă te țin sau nu, dacă tu ai încălcat niște reguli făcute de ei ieri sau nu și uh, situația e foarte gravă, practic. Am ajuns aici, am ajuns în situația în care vouă va fost scoasă o anchetă de curând doar pentru că cineva care apărea acolo soția preotului, A făcut o, a făcut o reclamație. reclamație da. Și apoi ok, s-a urcat, s dar e destul de gravă. Da, câteva uh, ore, da, a fost câteva da. ore a fost jos. Avem uh, cazul uh, Cristoiu, despre care noi de asemenea am vorbit la emisiune. Mm -hmm. Eu am spus, "Bă, nu l înghit pe om nici cu un butoi de lămâie Da. Ceea ce s-a întâmplat este uh, de, de neacceptat. Uh, și avem această poziție oficială, practic, uh, lăsând la o parte monitorizările care vor veni și tot felul de servicii pentru anul următor, care în România va fi foarte uh, interesant, să zic, cu atâtea rânduri de alegeri. Uh, avem, uh, avem această situație cu, domne, vor fi împinse clipurile care susțin punctul de vedere oficial uhum. și punctul de vedere susținut de știință și de autorități. Asta, de exemplu, pentru noi, pe noi ne interesa la starea sănătății, da, foarte mult. e poziția OMS-ului, e ok. Nu e poziția uh, aici să zici că e un pic discutabilă treaba, dar la partea de opinie politică da. și iată ajungem la conflictul ăsta din uh, uh... da, e e o problemă uriașă în întreaga lume, nu doar în România. Asta relația jurnalismului cu uh, marile uh, corporații tech, să le spunem. Mm -hmm. uh, pentru că... De Interesant e că noi am mai, am mai avut un, uh, un caz foarte puțin cunoscut, probabil că l-am știut doar, doar noi <laughs> și câțiva urmăritori uh, acum vreun an, cred. Am mai avut o situație în care timp de o oră uh, la fel ne-a fost... Uh, nu mai știu dacă... Uh, Scos complet timp de oră sau nu mai știu care a fost, Aveam, am obținut atunci o, o imagine de pe uh, bodycam-ul unui polițist, uh -huh, da? uh -huh. care într-o seară, într-o razie din asta, doi polițiști, pe undeva, pe aici, prin centrul Bucureștiului, au uh, prins un copil uh, care furase ceva dintr-un magazin și care era un copil instituționalizat, care avea vreo 14 ani ceva de genul ăsta. Și uh, cineva ne-a trimis uh, imagine de pe uh, body it, între polițiști în care se vede cum poli unul dintre polițiști îl lovește pe copil. Da. Uh, și noi am publicat uh, da, -a aceste, da, mm -hmm. aceste imagini. Uh, și YouTube-ul a, -a, a considerat violență da. la adresa copilului sau chestii de genul da, A fost chiar mai grav atunci pentru că bă, imaginea au fost jos vremea de vreo două săptămâni până când... Uh, reclamația noastră a ajuns la un factor uman. Mm -hmm. Dar au durat două săptămâni. Acum, în cazul uh, cu preotul uh, Iscru, cu investigația lui Alex Neda, a durat mult mai puțin uh, pentru că lumea vorbea deja foarte mult pe Facebook, se inflamaseră lucrurile și mm -hmm. cineva mm -hmm. de la Google România, uh, înțeleg, că a, a, ridicat un, a ridicat un steag roșu și lucrurile s-au mișcat mult mai repede în cazul ăsta. Dar atunci, pentru că n-a fost vâlva asta, au durat două a, a, a trebuit să treacă două săptămâni în care uh, materialul ăsta n-a fost pe YouTube și a, după două săptămâni un, un om a ajuns în fața unui om care a înțeles că e vorba despre o, o relatare, o, o mărturie, o, un material jurnalistic și că... Uh, practic, Ideea e alta, că da. e tot mai invers. Exact, da, că era exact. semnalată uh, da, da. treaba asta din partea... Și, au... Mă rog, plus că imaginele noastre erau blurate, adică nu era fața da, copilului, da, 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 nu dar... Da. Da. Adică față de ce se difuzează la televizor în fiecare exact, zi exact, <laughs> Din păcate da. uh, și nu, în urma discuțiilor din ultimele săptămâni Cu cei de la Google România Am înțeles că uh, evenimente de tipul ăsta Nu pot fi stopate în viitorul apropiat Adică se vor mai întâmpla Ne-au ne spus clar Ce încearcă ei să facă este să aducă aceste imagini Cât mai repede în fața unui om Adică să nu le mai judece niște Algoritmul roboți sau robotul, da Aici ce-aș puncta foarte repede pentru public, pentru voi cei care urmăriți uh, 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 această discuție. Vezi, vedeți cât de important e comunitatea Adică nu s-au mai întâmplat să stea două săptămâni da. acum, nu știu cât timp, de ce? Pentru că e publică. foarte puternică uh, comunitatea voastră și da. discuțiile iscate. i au făcut pe cei de la YouTube România să zică, bă, 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 haideți să acționăm aici. Hmm. Dacă era cineva care, la fel, publica treaba asta, da, avea șapte da. mii de urmăritori în uh, bistrița, știi, pe colț, un, da. o, o publicație locală sau ceva... Ce s-ar fi întâmplat? N-ar fi ajuns niciodată, probabil. Așa este, da. Da, da. da. da e, trăim niște vremuri complicate din punct de vedere al, al felului în care se transmite informația de la jurnaliști către public și cred că e și datoria noastră să-i explicăm publicului cât mai mult, să încercăm să, 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 să le vorbim oamenilor despre meseria noastră, despre dificultățile pe care le întâmpinăm, dar este și datoria publicului să caute să înțeleagă uh -huh. și să cumva să se și autoanalizeze, adică să, să, să constate cum s-au schimbat obiceiurile lor de consum, cum consumau informația acum 10-20 de ani și cum o consum acum. Lucrurile astea produc niște efecte. Nu e... Nu sunt lipsite de consecințe. Și e o responsabilitate a tuturor, la fel și în cazul acestor corporații. Google, de exemplu, care deține YouTube Ok, putem înțelege că nu e ușor nici să, să ai un volum atât de mare de conținut pe care trebuie să-l țin, niște limite în care să, uh, uh, cum să zic, să, să elimini și conținutul inadecvat, în același timp să păstrezi și libertatea de exprimare. Adică nu e ușor să faci asta, în mod evident. Dar, pe de altă parte, uh, cum să spun, cred că uh, uh, nemulțumirea pe care oamenii o au față de aceste corporații și noi, ca jurnaliști, este că uh, pun profitul mai presus de orice. Asta, da. este, cel mai, asta este cel mai grav lucru, uh, pentru că ok, înțelegem că nu e ușor să faci asta să, să filtrezi atâta, un o volumată de mare de conținut, dar de multe ori uh, e vizibil că ei nu, nu alocă resurse mai mari pentru asta din rațiuni de optimizare a costurilor și a mai departe. Da, toată dezvoltarea nu vine cu responsabilitate. Uh, e Ceea ce noi la record și, și voi aici încercați să faceți, adică cu cât ești mai mare, îți dai seama că uh, uh, ai o responsabilitate enormă în față de oamenii în fața cărora te uh -huh. afli. Și uh, atunci aloci mai multe resurse, angajezi mai mulți oameni, faci mai mult fact-checking, toate lucrurile exact. astea vin cu... adică uh, nu, ce, ce criticăm noi la, la, la platforma asta, în special, este că dezvoltarea ei nu vine cu responsabilitate. Ok, e greu, dar pot să angajezi oameni astfel încât să, să faci asta posibil. Nu e. nu e. Da, doar că sunt afectate acele cifre, mă uitam că, uite, e și textul recent al lui Tolo și ce s-a întâmplat, ce li s-a întâmplat da. celor de la, de la Libertatea și, și GSP de curând, la fel trebuie discutat și aici, tot cu o corporație avem de-a face, știi, da. care taie costurile până când se ajunge, de pildă, eu, Tolo știe că îi trimit de multe ori, chiar azi dimineața am încercuit, am făcut vreo șase screenshot-uri cu niște greșeli la GSP, în libertate, bă, sunt, gre sunt, sunt prea multe greșeli, știi, mm -hmm. iar această scuză, bă, nu avem bani de, de corectură, nu avem bani să mai treacă textele astea pe la un om arată lipsă de respect față de public. Adică orice i-aș spune eu, nu pot să mă prezint cu atâtea greșeli într-un text, cu dezacorduri, da. cu virgule între subiect și predicat, cu o grămadă de alte lucruri care sunt deja supărătoare. Care o lipsă de respect față de public este și felul în care sunt afișate reclamele pe site. Da. Și aici este tot o politică a companiei. Adică noi știm că ziariștii sunt nemulțumiți da. de faptul că peste conținutul lor se întind niște cearșafuri pe care nu mai știi pe unde să le închizi. Asta este o politică a companiei. Și asta arată că în acest caz compania nu-și respectă publicul așa cum ar trebui să o facă. Deși business lor, afacerea lor, profitul pe care îl scot vine de la public și vine din această relație cu publicul, o relație de încredere până la urmă, ei totuși nu își respectă publicul. Adică e... Pentru că cred că întotdeauna a fost acest... acest echilibru între, între entitatea de presă care încerca să genereze venituri de la oameni și să-și susțină activitatea și poate chiar să facă profit uh -huh. și exigența publicului. Pentru că tu, ca și entitatea de presă, nu puteai să, să cum să zic, să insulți publicul, să nu-ți mai pese deloc de părerea lui pentru că asta se vedea în veniturile tale. E, mi se pare că acum, în, în confuzia asta generală generată de, de platformele astea și de felul în care se distribuie conținutul, oamenii nu mai au foarte... sunt lipsiți de repere și nu mai... Cum să zic? De multe ori îi bagă pe toți în aceeași oală și nu... Consecințele astea de reputație nu, nu, mai, nu mai sperie companiile mari. Adică tentința lor... Nu mai sperie pe politicieni, nu? Da, exact. Tendința lor este că, bă, nu trebuie să mai respect publicul pentru că pot să-l păcălesc. Mm -hmm. Cred de că în trecut, nu știu, pe vrea ziarelor tipărite și așa, era în care vindeai publicitate în ziar, nu puteai până la urmă să-ți, cum să zic, să disprețuiești publicul într-o asemenea măsură în care unii îl disprețuiesc azi fără consecințe. Astăzi vedem foarte multe entități de, de presă și așa care își disprețuiesc publicul și nu prea există conști, consecințe pentru că audiențele lor sunt în continuare mari. De ce? Pentru că îi păcălesc pe platforme cu tot îi felul Bagă de... Foarte mulți bani. Exact, da. da. da, da, da. Și există această metodă în care îți permiți să nu-ți mai respecti publicul și în continuare afacerea să-ți meargă în zona asta de presă. Și asta e foarte nociv. Adică. E, e ceea ce se întâmplă cumva și cu televiziunile, nu? Care primesc, da. iată, bani de la partide, da. din bani publici, în, în cazul exact. nostru, în cazul exact. României, și atunci publicul nu mai contează. De ce ar mai conta audiențele, dacă știi. Uh... Da, și până la urmă. E, aici e și, cum să zic eu, o, o chestiune pentru că. Deși mulți, din, mulți oameni știu că acele televiziuni sunt plătite de partide sau așa, totuși se uită și mulți încă mai au încredere în ele și, și eu mereu am vine în cap această, acest exemplu, că mi se pare că Dan Diaconescu a fost cel care a, a înțeles că poate să întindă coarda, a fost primul care a înțeles în zona asta de televiziune, că poate să întindă coarda până la maxim și nu există consecințe din contră, ești avantajat. Adică eu știu că era perioada aia în care era cu serialul Elodia și știu sigur că era, erau momente în care el apărea seara la 8 și spunea, uh, punea o burtiere din ea și spunea, din seara la 12 apare Elodia, o să o mm, vedeți, mm, o să nu știu mm. ce. Bine, și stătea toată lumea disperată, tremura în fața televizoarelor, da? Și bineînțeles că la 12 nu se întâmpla nimic, nu apărea nicio Elodia, iar el se comporta ca și cum nu promisese nimic. Ce am zis eu ceva, nu, ne vedem mâine, la revedere. Mm. Firesc ar fi fost ca cel puțin jumate dintre oamenii să care nu se, să nu se mai uite, bă, mai mm. minți, nu am de ce să mai vii. Cum mai este când seara următoare audiența era aceeași, la fel de mare și, e, și asta i-a făcut pe mulți să spună, dar putem să și disprețuim publicul, nu trebuie neapărat să-l respectăm, putem să-l disprețuim. Și asta a, a generat niște consecințe uh, și sunt niște consecințe care au efect în întreaga societate, adică neîncrederea în presă, în instituții, este la un nivel foarte mare în România și asta, mai devreme sau mai târziu, va, va, ne va costa foarte da. mult. Uh, am văzut recent un raport uh, realizat de Reuters Institute, cred că, uh, pe publicul românesc, uh, care arăta că 67% dintre uh, oamenii care au acces la internet evită în mod conștient și uh, voluntar uh, știrile. Uh -huh. uh, și primul, primul instinct este să spui uh, că devine publicul. Uite, niște oameni care nu vor să se informeze, dar nu cumva ar trebui să ne, să ne punem întrebarea dacă nu cumva suntem de vină noi, pentru că vreme de decenii i-am mințit în felul în care a spus Mihai mai devreme și în multe alte feluri, și a, dacă nu e nevoie să, nu știu, uneori să mai ieșim și în fața lor să le, să le spunem iertați-ne pentru tot ce am făcut în, în anii ăștia noi ca breaslă mm -hmm. Mm -hmm. Da, cred că până la urmă și în cazul nostru la Recorder, și în cazul vostru la, la Starea Nației. Uh, cred că putem să spunem că uh, am putut constata că de mult îți întoarce publicul atunci când îi arăți respect. Mm -hmm, da. Adică, noi putem să spunem lucrul ăsta cu mâna pe inimă și simțim, simțim chiar de multe ori că publicul ne creditează cu prea multă încredere și cu așteptări prea mari pentru cât putem face sau pentru ceea ce facem. Uh, pentru că uh, într-un mediu în care. Se simte insultat și disprețuit, publicul evident că are tendința, dacă apar niște insule de unde simte că e respectat, evident că are tendința de a, de a acorda o încredere mai mare decât ar fi poate normal. Mm -hmm. Și noi mereu încercăm să facem asta când ne întâlnim cu publicul nostru, să le spunem că trebuie să rămână exigenți și față de noi, că nu, nu jurnaliștii nu trebuie să devină niciodată niște oameni la care să se uite și să creadă tot ce spun, tot timpul trebuie să, să treacă prin filtru rațiunii. Și da, asta e până la urmă, asta cred că e o idee importantă, că atunci când îi arăți respect publicului, vei constata că publicul ți-întoarce foarte mult înapoi și că această lamentare pe care o auzim de multe ori în, în la noastră, că domnule, nu mai publicul, nu mai poți să faci, tinerii nu mai sunt interesați, mm -hmm. nu se mai uită vor totul scurt... Nu mai curpă, proaste, așa. Da, domnule, exact, da, da. Nu, e adevărat, îmi pare da. Și noi, noi am făcut un, un, un documentar de trei ore pe YouTube într-o perioadă în care mă aduc aminte foarte bine. În aceeași perioadă aveam niște discuții. Era pe vremea când, în primii ani de recorder, generam bani și din zona de publicitate și aveam relații cu oameni din companii și țin minte că ne-a zis cineva odată un, o angajată dintr-o dintr companie din asta care îi reprezenta. Uh, Ne-a spus că dintr-un reportaj pe care îl făcuse, și cred că fusese susținut de compania respectivă, că dacă putem să-i facem un cat pentru ceva, pentru Instagram, mm -hmm. sau, nu, știu, nu încă nu era valul cu TikTok atunci, în care noi deci eram obișnuiți așa să ne mai că bă, faceți nici nu ceva de un minut sau de ceva, să dăm pe platforme. Mm -hmm. Dar a venit persoana asta și a zis, vreau ceva de 10 secunde, așa trebuie acum, 10 secunde. Și mi-am <laughs> spus, e imposibil în 10 secunde să poți lega Dintr-o o idee, o idee dintr-un da. material în care tu ai închegat o idee poate în 10 minute. Mm -hmm. Nu cum noi refuzăm să facem asta. Puteți să vă luați banii, să vă spălați cu ei pe nu o să facem asta. Dacă de asta ține parteneriatul nostru, nu o facem. Și în aceeași perioadă, în aceeași, cred că în același an sau așa, noi, în timp ce toți ne spuneau că nu, că trebuie cât mai scurt și un minut a ajuns să fie mult și aveam iată cerere să facem de 10 secunde, noi ne-am să, să facem un film de 3 ore. Da? Uh, și toată lumea a spus, sunteți nebuni, de ce nu-l spargeți în bucăți, să-l dați? Și, și cred că astăzi avem toate motivele să spunem că a fost o decizie foarte bună. Filmul ăsta de trei ore are în momentul ăsta 11 milioane de vizualizări în YouTube și oamenii continuă să se uită la el. Cred că ne uităm în statistici și face în continuare câteva sute de mii în fiecare lună. Uh, pentru da, că... cel mai important a fost că am fost la un moment dat cu el într-un liceu. Și am asistat și noi la, la această vizionare. În prea... Trei ore. Da, a fost doar o parte, n-a fost oră trei. A, a, a fost o a primă, prima jumătate. jumătate. Că ne a fost frică să da, 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 dar, da. dar n-am văzut pe nimeni să iasă din sală. Totuși, niște copii de 14-15 ani au stat să, să se uite la văcăroiul ăla, mm -hmm, mm -hmm. pentru că, nu știu, era explicat cumva, toate imaginea astea erau puse într-o într limbă pe care ei o înțelegeau. Și pentru că, de fapt... Acest că și asta e important de spus, acest film de trei ore nu era, nu, nu era un film de trei ore pentru că noi îndesasem acolo bagă și paia, bagă, și paia. Mm -hmm. Nu, era un film de trei ore făcut din foarte multe bucățele mici la care ne-am ne chinuit luni de zile să le lipim în ordinea corectă, să le explicăm. Și uh, erau trei ore pentru că acoperau o perioadă de 30 de ani. Uh, și uh, ne-am chinuit foarte mult să, să, să fie o poveste coerentă pentru a fi putea fi înțeleasă de oricine. Și am avut, adică, cred că am avut cele mai mari satisfacții din tot conținutul pe care l-am produs, vin, cel puțin, poate pentru noi doi, că am fost direct implicați, vin din acest material de trei ore, pentru că am avut tineri care ne spuneau că m-am uitat cu părinții și pentru prima dată am simțit o conexiune între noi și am simțit că eu înțeleg mai bine pe ei de ce sunt așa cum sunt, de ce au mentalitatea asta, pentru că au trăit anii 90 și au vin din comunism cu un tip de gândire uh, și am ajuns să înțeleg mai bine. Asta e un compliment extraordinar și uh, simți că, că a meritat să, să, depui volumul ăla de muncă. Da, revenind la ce spuneai da. tu, practic noi nu facem niciodată materiale <coughs> mânați de factorul ăsta foarte uman al lăcomiei. Nu ne gândim câți bani o să ne genereze asta, cât, o să ne îmbogățim noi ca fondatori, că totuși ne-am pus viețile în slujba acestui proiect. Noi doar cu asta ne ocupăm de, 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 șase ani și ceva. Nu ne gândim niciodată la asta, ci ne gândim întotdeauna cum să facem ca acest proiect să genereze cât mai multă încredere și să fie util societății. Poate că sună poate că nu sună așa cum trebuie, poate sună gargară, ieftină, dar chiar asta ne, ne, ne mână da, de la spate. Asta le spunem mereu oamenilor că uh, nici măcar nu este o chestie așa uh, cu care să te umfli în pen. Este pur și simplu o alegere pe care o faci și oamenii trebuie să înțeleagă pentru că și noi vedem multe comentarii și le-am văzut dat lungul timpului. Lăsați că într-o zi o să fiți cumpărați și voi. Într-o zi o să vă schimbați și voi. Într-o zi că nimeni nu poate fi. Și cred că oamenii trebuie să înțeleagă că fiecare dintre noi facem niște alegeri de-a lungul vieții și inclusiv în, în, în zona profesională, facem niște alegeri care nu sunt neapărat niște, cum să spun, care nu au neapărat în spate o doză de eroism sau de ceva. De cele mai multe ori alegerile sunt egoiste mm -hmm. și și în cazul nostru această alegere de a ne gândi foarte mult la public și în primul rând la public este într-un fel și o chestie egoistă, pentru că suntem genul de oameni care ne alimentăm din asta, adică asta ne face plăcere. Și uh, oamenii, trebuie să înțeleagă că sunt unora care le face plăcere să uh, facă cât mai mulți bani, să se afișeze cu ei, sau să le face plăcere să facă combinații, să se întâlnească la restaurante, să discute afaceri, comisioane. Asta îi face pe ei să se simtă bine, în timp ce sunt alți oameni că, care se simt bine ajutându-i pe alții sau făcând lucruri pentru alții, sunt oameni extraordinari care fac în zona de asistență socială, de lucrează cu copii, cu nevoi speciale. Și oamenii ar putea probabil să câștige mult mai mulți bani, să-și facă carieră în alte domenii, dar rămân acolo, pentru că pur și simplu ca aia le aduce bucurie. Și asta trebuie să înțelegem, pentru că în România există acest curent de a, de a de divizare și de a arunca așa cu pietre în tot felul de bresle, lumea în jură, doctorii nu mai are încredere hmm. în ei, profesorii și toate astea. Și trebuie să... Ziariștii, da, nu mai, oamenii nu mai au încredere în presă. Și trebuie să înțelegem că totuși în fiecare breslă, oricât ar fi ea de... de, de oricât de Blamată. dificilă da, ar fi da. perioada pe care o traversează, ei, vor exista întotdeauna oameni care pur și simplu nu pot fi ca majoritate pentru că nu-i lasă stomacul, nu se simt bine, fiind în zona aia, de și șpagă, de combinații. Și... Este ceea ce am făcut noi, de pildă, cu uh, ieșirea de la TV, uh, mai ales că urma acest an incredibil de de stresant pentru oricine, pentru orice cetățean, nu doar. Uh, dar am, am simțit pur și simplu, și povestesc asta mereu, ne întâlnim cu oamenii și zic, eu din 15 aprilie în încoace, de când am venit, simt că plutesc, că nu ating pământul, că așa, așa o greutate mi s-a luat de pe umeri, și am ales să facem treaba asta în felul nostru, da, cu greșelile noastre, cu tâmpeniile noastre, cu interpretările noastre, care probabil de multe ori nu sunt cele mai în regulă, dar să o facem cu bani mai puțini. Cu bani mult mai puțin că de fapt despre asta e vorba, știi? Și au o hai să vedem cum ne ajungem, cum facem, cum reușim într-o formulă sau alta să facem asta, liniștiți, că nu vine cineva să zică, domne, uite, eu cred că ar trebui făcute lucrurile astea, știi? Sau, sau să stai în continuare într-un loc în care uh, n are nimeni o problemă că patronul începe să apară, dintr-un tip care nu ridica privirea din pământ, începe să apară la ședințele de redacție și să spună ce se va da la știri. Știi, și să girezi un astfel de loc cu, cu prezența ta și să zici, bă, stai, nu vi se da. pare că nu e, nu e în regulă treaba asta. E, uh, uh, problema este următoarea. Că uite, și acuzația, să zic așa, între ghilimele, a lui Tolo atunci când a stat de vorbă era, bă, ce ne facem dacă plecăm cu toții să ne facem astfel de buticuri, mm -hmm. în sensul bun, s-a da, 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 să precizeze, da, da, da. da astfel da. de buticuri în care să ne facem treaba bine să mm -hmm. gestionăm niște resurse care sunt mult mai mici și să putem să ne luptăm, odată, cu corporațiile, pe de-o parte, cu guvernele care și-au dat mâna cu aceste corporații, pe de altă parte. Și să slujim și interesul public? Și mai vine peste asta problema că modalitatea pe care noi o avem la dispoziție, adică aceste rețele, uh -huh. iată, nu mai devine o modalitate sigură, nu știi dacă mai existi mâine. E ca în 96 când eu am intrat în presă și am făcut o anchetă despre un incendiu la hipodromul din Ploiești, pe care ziarul la care lucram n-a vrut să o publice Probabil pentru că era o prostie sau pentru că nu se confirma. Eu nu puteam să pun povestea aia pe blog, chiar dacă credeam în sursa mea care mi-a da. spus că focul a, pus, a fost pus pentru o asigurare, pentru nu știu ce. Că n-aveam unde, uh -huh. pur și simplu, în 96 să, să... E, ajungem în această situație în care uh, uh, aceste rețele pot decide mâine bă. Nu mai împingem acest produs. Atenție, nu-l scoatem, mm -hmm. dar vă veți trezi, este ceea ce experimentăm noi da, de da. câteva săptămâni de când a început acest conflict uh, uh, nenorocit despre care, iată, nu mai ai voie nici să pui întrebări, n-ai voie să gândești, ai voie, pur și simplu nu mai sunt împinse materialele. Deci unde mm -hmm. ai Israel, palestinieni, Gaza, da, nu știu ce, gata, nu se mai împinge. Interesant. Adică răspunsul e, sau ce-mi vine în cap acum este că Uite, Cătălin Tolontan care spune asta vine din, din... și noi am fost acolo, dar el încă e în zona asta de presă mainstream unde există acest model de business bazat foarte mult și pe comercial, pe generarea de reclame și e un sistem care a funcționat în zeci, sute de ani mm -hmm. și cred că e un moment bun să ne întrebăm dacă... Nimic nu e veșnic pe lumea asta, dacă nu cumva acest sistem se apropie de, de sfârșit. Uh, și ce vreau să spun cu asta pentru că uh, tu ai spus despre rețelele astea care pot lua o decizie îți pot, uh, cum să zic îți pot reduce riciu mm -hmm. la un anumit mm -hmm. timp de conținut dacă ajungi în zone sensibile, război violențe și alte, și alte lucruri aș vrea să spun că asta afectează și zona de presă mainstream care se uh, finanțează din reclame uh, bine, odată că și ei sunt dependenți de rețelele sociale dar să spunem că n-ar fi la fel de dependenți ca noi dar eu știu 100% sigur din zona asta de presă din România, care se finanțează din reclame, că sunt companii care vin și spun, da, eu vreau să pun reclamă pe site-ul tău, dar te rog, condiția mea este ca niciuna din reclamele astea să nu apară pe știrile despre războiul din Ucraina. De exemplu, uh -huh. Sau despre războiul din. Deci asta e condiția pe care o pun o companie. Spune, nu-ți dau bani decât dacă accepți condiția asta. Ori asta este la fel de nociv sau poate mai nociv decât ceea ce fac rețelele sociale. Adică, cred că de fapt, transforma, de fapt transformarea pe care au adus-o rețelele astea a schimbat foarte mult și felul în care funcționează industria de advertising și relația ei cu, cu, cu presa. Companiile sunt mult mai, mult mai, au condiții mult mai absurde și le pasă, le pasă mult mai puțin de interesul public și atunci da, nu știu dacă uh, soluția nu știu dacă, cum să spun, soluția este să păstrezi și uh, entități din astea foarte mari și pentru că și acolo vei interacționa cu companiile de la care iei publicitate și încă e o discuție dacă aceste companii, acest mediu de publicitate pot înțelege cu adevărat ceea ce înseamnă interes public. Și e vorba de această separare editorial, da. comercial, despre care se tot vorbește. Și mie mi se pare incredibil și experimentăm asta așa cu că mai vin tot felul de companii, agenții, da. oameni să ne propună lucruri. În afară de uh, marile companii pe care noi le refuzăm din start pentru că tot ceea ce fac ele este împotriva uh, valorilor noastre, de la pariuri până la McDonald's, mm -hmm. de la Coca-Cola până la a, așa, uh, uh, există aceste solicitări. Domne, dar câte comenzi voi obține în urma? Mm -hmm. Stați că noi nu facem vânzări, dar... deci să, să ne înțelegem. Adică noi putem să vorbim despre o chestie, putem să spunem, uite, Asta uh -huh. e o treabă pe care o fac niște oameni uh -huh. gară. Noi nu facem să, domne da, la acolo pe Facebook îmi dă call to action și eu văd exact câți oameni au văzut reclama, câți dintre ei au acționat și plătesc da. în consecință. Bă, nu funcționează așa lucrurile. Și acum aș vrea să uh, uh, vă întreb. Care e diferența până la urmă, vorbind despre cenzura asta, care iată, se întâmplă în marile trusturi, se întâmplă în televiziuni, acolo unde există oameni care dictează conținutul. Diferența dintre cenzura aia de acolo, din, din această presă mainstream și această cenzură de perețele, care iată vine. E, e evident că odată cu trecerea timpului, cum v-a spus și vouă de la YouTube România, bă, vor mai fi astfel de episoade. Nu neapărat că vrem noi să facem asta. nu? Eu cred că e, e... noi putem comunica cu publicul și e în controlul nostru să evităm tipul ăsta de, de cenzură. Adică, de exemplu, ne gândim acum... Să dezvoltăm o aplicație ca să scăpăm de logica asta la a, a algoritmilor a, de perețele și. A. Ok, dar crezi că vine omul? Că aici, mi se pare, și da. noi ne gândim la aceleași da. lucruri, e clar că ne batem, să ne spargem da. căpățenile, să găsim niște soluții. Noi avem o aplicație da. care e făcută, pe care am abandonat-o de vreo 2-3 ani, ea acolo parcată da. și am ridicat această problemă de curând. Bă, avem aplicația aia. Da. E făcută, măi, hai să vedem. Și uh, um, contraargumentul a fost, băi, Dragoș, termină cu chestiile astea pentru că oamenii nu vor veni acolo. E ca și cum tu te duci undeva pe câmp, unde nu e lume, și le zici celor care la șosea, la margine, bă, veniți în coacă, aici e spectacolul vieții, știi? Problema e că oamenii ăia nu vin de pe rețele în altă parte. Cum am încercat noi, bă, veniți de pe YouTube, pe Vimeo, că vrem noi să facem nu știu ce. Toată lumea e într-o piață și noi vrem ca oamenii să vină undeva pe câmp sau... Da, noi ne gândim că e, e adevărat, dar e foarte greu să mai... Pentru că ei s mai, obișnuit așa. Da, uh, da, uh, mai știi? Îi, ei oameni, sunt da. dependenți de, de da. uh, uh, scrolling-ul ăsta și de da. uh, swiping-ul ăsta și toată, toată nebunia. Știi? Eliberarea aia de dopamină trebuie Dacă am venit doar pe aplicația ta, nu mai pot avea acea experiență. Da, da. Știi? Nu știu, noi încă mai credem într-o... La un moment dat, publicul ușor-ușor va înțelege că ok, nu va abandona acest scrolling și această mm -hmm. chestiune care, în primul rând, și entertainment, adică cauți acolo, da, niște senzații, nu va abandona asta, dar credem că ușor-ușor va înțelege că nu poate rămâne doar la asta. Adică poate că pe lângă partea asta de scorolare, ușor-ușor va înțelege că trebuie să-și facă niște obiceiuri și de a își găsi câteva surse de încredere unde trebuie să se ducă permanent sau cu care să-și creeze o relație permanentă, că poate fi o notificare, un sistem de notificări foarte bine configurat, astfel încât să se ducă exact pe preferințele lui, mm. dar noi credem că publicul, la un moment dat, va dori să, să, să iasă mm. din zona asta de. Trebuie să avem răbdare cu el, adică. Uh, uh... Vorbim acum despre oamenii care ne urmăresc mm -hmm. ca și cum ar fi o, un lucru abstract. Așa. Trebuie să avem răbdare cu oamenii și să înțelegem că ei se schimbă și că în 2017 când am început noi Recorder, ne, toată lumea ne spunea că nimeni nu o să susțină benevol jurnalismul. Iar, uh, noi acum suntem o publicație care are uh, un buget de un milion de euro pe an pentru că oamenii ăștia ne susțin. Pentru că 95% din banii ăștia sunt de la ei, din aceste uh -huh. microdonații uh -huh. de 50 euro, uh, se adună și fac asta. Uh, generația se schimbă, uh, oamenii încep să se obișnuiască să plătească pe internet și poate și sunt convins, nu nu, nu cred, uh, sunt convins că va veni și peste România valul ăsta al, al uh, uh, informațiilor valorizate și pentru care oamenii sunt dispuși să plătească. Sunt convins că peste. Uh, 2-3 ani. Vom avea site-uri cu paywall, cu oameni care plătesc lunar un abonament ca să citească informații. Se întâmplă deja în Europa Centrală. Lucrurile astea vin și către cât noi. De, cât de greșită uh, credeți că a fost? Plătești pentru Spotify, pentru Netflix, uh -huh, o să uh -huh. plătești și pentru presă în curând. Da, uite, apropo de Spotify, am primit un mail de la un cetățean chiar aseară și m-am supărat că na, depinde de momentul în care te afli da. și... Și uh, am intrat eu mi-am făcut chestia asta, mai stau doar încerc să mai stau doar 30 de minute pe toate rețelele adunat, pe Facebook nu mai intru da. aproape deloc. Și uh, uh, îmi e foarte comod să stau pe Insta unde lumea uh, îmi, îmi dă mesaje și mă uitam și zice, "Doamne, când vor fi urcate discuțiile interesante cu, nu știu, cine era acolo despre un interviu pe Spotify?" Și zic, "Bă, nu urcăm nimic pentru că tu plătești la Spotify ca să ai ceva fără reclame sau la YouTube sau chestia." Da dar eu nu primesc bani de la Spotify pentru că urșim, o, o să încetăm să le urcăm peste, chiar peste tot adică înțelegeți-ne și voi pe noi că, cum că mie îmi venea comod la sală, eu te înțeleg, perfect îți venea comod la sală să asculți ceva pentru care tu nu plătești sau tu plătești o platformă care nu mă plătește pe mine, înțelegi fenomenul și sper că omul a înțeles, adică i-am explicat, bă și cât de greșit din punctul ăsta de vedere credeți că a fost, că s-a a, -a permis treaba asta, adică Practic, guvernele, jurnaliștii și guvernele au permis de-a lungul timpului chestia asta. Era de neconceput să citești da. un ziar. Eu știu, am vândut ziare în chioșc. Erau foarte puțini oameni, în general cei care voiau să citească, dar erau lipsiți de posibilități. Și care veneau și ziceau dăm ce ai la retur și îți vine mâine returul și mm. nu știu ce, dar nu în ziua respectivă, adică nu venea să citească, da. vindeam în chioșc când în 1994, aveam 16 ani, vindeam 300 de evenimentul zilei, adică nu exista, e, nu venea oamenii să zică dă și mie ziarul că-l citești și ți ți-l mai încolo. Nu, ți-a rămas de ieri, dar ai mm -mm. ceva de săptămâna trecută. Dintre publicațiile săptămânale, ce ai la retur? Sau ce ai avut pe afară expus? Da, Tă și mie, da. citesc că ți-aduc mâine sau ceva. Adică era... Dar nu era de conceput să vii să iei șapte ziare să nu plătești niciun, niciun ban, nu? A apărut nebunia aia, lasă că ne scoatem banii din publicitate să nu mai plătească oamenii, le dăm gratis. Da? Ceea ce se întâmplă în acest moment, adică au devenit furnizori de conținut Până și, nu știu, caufla în România sau, știi, fac chestii da. aia și zic, cel mai bine vândut ziar, bă, bă, ați luat o raznă. Înțelegi? adică le numim ziare, știi, de unde și prostia care s-a răspândit și chiar dacă nu mai acum cu Newsfeed-ul, știi? Mm -hmm. Toată lumea vorbește despre Newsfeed și uh, mai tot poporul crede că alea sunt știri. Da. Cred că s-a produs uh, schimbarea asta despre care ai vorbit tu acum, în momentul în care jurnaliștii nu și-au mai prețuit, propria muncă. Exact. Nu -au, când, au, era, când au fost ei conștienți că ăsta e garbage, nu valorează nimic, mm -hmm. trebuie să-l dăm gratuit și să obținem cumva bani din reclamă. Și uh, uh, S-a tot perpetuat asta. Țin minte că eram la, la în, acum vreo 10-15 ani eram la adevărul, la evenimentul zilei și era în moda asta cu cărțile. De fapt, nu se mai vindeau ziarele, se vindeau niște cărți la care erau agățate și niște... sau și Te opresc un pic, erai, erai uh, conștient de pericol atunci că nu era... Eu nu eram, eu am trăit momentele da, astea da. ca manager de presă, dacă vrei. Deci noi, în, în 2000, am plecat mai mulți oameni uhum. din diverse locuri și ne-am făcut la Ploiești un ziar de sport. Știi? Și lucram, se numea Fair Play de Prahova și am, am lucrat, făceam uh, uh, programe de meci pe care le dădeam gratuit la meciuri și ei mm -hmm. plăteau uh, uh, cluburile, plăteau programul respectiv, făceam cu tot felul de, uh, și la un moment dat eram foarte uh, prinși în treaba asta, hai facem produsul, dăm produsul gratuit, că știi, dar nu-ți dădeai seama, adică nimeni n-a stat atunci, de-aia e super ok să ne uităm în urmă, să mm -hmm. vedem cum s-au făcut greșelile astea, că nu, nu erai conștient de asta, bă, nu mă, facem ceva bun, dăm și o carte cu ziarul, dar de fapt nu-ți dădeai seama că ziarul ăla nu mai valora nimic. El era zero, și oamenii luau doar să-mi ceva, nici nu se mai uitau pe el, nici nu interesa. A, pe mine mă interesează să fac Dacia, nu știu care, sau să fac din piesele care veneau în punguliță, sau car mm. cărțile de la adevărul că vreau să am toată colecția. N-ai deschis niciodată nicio carte, din... dar arată bine acolo că ți-ai făcut 2 metri de, de, de bibliotecă, știi? Da, cred că chiar dacă au fost unii oameni care au înțeles că asta va afecta. În mod grav presa și felul Eu n-am înțeles informație. Da. Poate că au mai fost oameni care au înțeles, dar cert e că cei care au avut putere de decizie erau cei care întotdeauna se uitau la numere, la cifre, la un profit cât mai mare, hai să facem, hai să... Tot timpul aveau acest drive și eu mi amintesc că n-aș putea spune că am înțeles că ce se întâmplă. Noi eram atunci, acum 10-15 ani, eram și niște jurnaliști la început de drum. Dar, totuși, lucru pe care l-am înțeles, de exemplu, mi-aduc aminte că tot vorbim de redacția adevărul, care la vremea aia, în epoca Patriciu, era ceva în care se pompau niște sume uriașe de bani și era ceva așa foarte mm -hmm. grandios. Și mi-aduc aminte de, de o, un moment din ăsta în redacție în care un șef de la online a venit și a impus chestia asta, toată lumea să are o normă de știri. Nu mă exact. A zis, nu mă interesează. Și știu că noi eram, rolul nostru acolo era să facem reportaje, să facem chestii mai nu chiar la chiar zi. La număr, da. da, și au zis nu mă interesează, nu, trebuie să fie nimeni, nici ăia, ceiaș mai jmecher, nici să bage toată lumea să bage știri la număr. Chiar și ăștia care cred ei că fac reportaje și că nu știu ce, mi-aduc aminte că la un moment dat a fost la un pas de bătaie în redacție de la această chestie, acest șef de la online cu un editorialist al ziarului sau așa, unul dintre oamenii dintre Important. vocile ziarului da, da, da. care boloc credea că nu se referă și la el și ăsta a început să-l ia. Tu ce faci? Nu bă, știri, că nu știu. Și le a spus, bă, nene, stai puțin, că nu putem să, ne, să fim toți o apă și un pământ da. și tot să facem același lucru da, la număr, da. că aici nu producem, nu suntem la strung. Unii mai și gândim, unii și mai facem și lucruri altfel. Și a fost la un pas de bătaie de la acest... Iar istiune. în cazul nostru rezultatul a fost că pur și simplu am început să ne batem joc. Dar noi nu credeam că ne batem joc de public. Credeam că și ne batem de joc de, de, de ăla. Da, 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 da. lasă-mă, uh, dă să zică, niște da. știri atât de neimportante încât era... Eu da. mi-aduc aminte și acum că una din știrile astea pe care le-am făcut, că la venit la știri, bine, vrei știri la număr, hai că o să dăm. Și efectiv, că aveai parolă, în site, toată lumea urca, toți băgau. Și am căutat cele mai ridicule, cele mai derizorii știri și pe alea le băgam și mi-aduc aminte că am, am băgat o știre că un gălățean a spart geamurile prefecturii Bacău sau ceva. Adică era, era o chestie da, 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 da. Era așa, bă, de, de ce a venit unul de la galață, să spargă geamurile prefecturii Bacău? Era ceva fără niciun sens, adică complet... Și era cumva forma noastră de protest în a arăta că, bă, nu poți să baștiri la număr. Adică pentru că, în felul ăsta, orice va deveni o știre. Așa cum se întâmplă astăzi, da? Vedem acest clickbait atât de deranjant, în care uh, vezi titlul și se pare că e o mare știre acolo și când intri aplică nu e nicio știre. Absolut da. nicio știre. Da, nimic. Și cumva asta simțeam și noi atunci. Că, băi, ok, sunt unii care se duc cu capul în zid în această direcție, cât mai mult, cât mai mult, uh, dar nu e normal. Adică nu are cum să se sfârșească bine. Ca tot să băgăm... Hai să ne oprim toți din făcut jurnalist și de... Eu nu mai fac reportaje, ăla nu mai face investigații, ăla nu mai are timp economic, sau nu mai e la fel de concentrat pe aia. Pentru că trebuie să bage și la număr. Lucrul asta nu da. are cum să se sfârșească bine și. și din bătaia asta de joc, e normal ca oamenii să ajungă să evite în mod conștient știrile, adică să, exact. să le dea cu mâna la o parte când le vede. Și Ziariștii, mulți au ajuns să să. nu-și nu mai iubească meseria asta, care până la urmă e o meserie care trăiește din pasiunea celor care o fac, pentru că are atât de multe părți frumoase și, uh, cum să zic, te, 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 te poate motiva atât de tare. Uh, când o faci așa cum trebuie, dar când ești pus să bagi la număr, nu ai cum să da. mai iubești meseria asta. O faci C în silă. Am stat de vorbă cu mulți oameni care zic bă, ce să, asta e treaba. Am, jurnaliști ok, care zic da, mă, fac, ce zici, Las. mă eu îmi fac treaba acolo. Sunt. Nu fac compromisuri prea mari sau nu fac nu știu ce, îmi fac treaba, mă duc, am rate. am. Știi? E, uh, uh, plecând de aici, mă uitam la uh, greva asta a scenariștilor din, din Statele Unite care ar trebui să fie un exemplu uh, extraordinar. Mă uitam săptămânile trecute când s-a terminat greva și s-au reluat emisiunile astea, uh, late-night-urile și toate, și toate sketch-urile și glumele făcute de ăștia care au stat pe bară patru luni. V-au mm -hmm. stat, deci pur și simplu nu au lucrat. Pentru că ăia n-au lucrat. Ăștia al alții n-au lucrat, lucrat, nu s-au făcut filme, nu s-au făcut că, iată, vrei să te duci la cinema să vezi un film, nu prea ai ce să vezi că au început, asta e partea bună, știi, că au început uh, uh, cinematografele să bage filme europene, filme românești, filme care n-aveau loc, pentru mm. că era, uh, mm. era la cinema, blockbuster după blockbuster, da, știi, da. Hai? să facem, băgăm toate tâmpeniile făcute acolo. Eh, s-au oprit astea, s-au oprit emisiunile, s-au oprit... Uh, S-au oprit foarte multe lucruri, emisiuni care contau și la nivel politic, și la aveai editorial acolo, aveai uh, lucruri uh, foarte importante. Uh, era o chestie care, zicea, s-a zis undeva în Congresul American că afli mai multe uh, lucruri despre politica americană din uh, uh, editorialul ăsta de la uh, the, the Daily Show, da, când era John Stewart acolo, de pildă, dar și acum mai recent, decât din o grămadă de, de ziare și de... Dar iată un astfel de exemplu, adică băi, când Breasla se poate aduna să spună, bă, uite, noi suntem, ăștia suntem, câți? 5.000, 7.000, 10.000, 15.000 de jurnaliști, habar n-avem nici măcar câți jurnaliști există la acest moment. Nu știu, nu mai lucrăm în aceste condiții, nu mai o chestie care la noi nu se poate face niciodată, cred. Da. Da, e greu de... da. Adică e greu pentru că sunt modele de business foarte diferite. Uite cum spun, revin la ce spune legat de Tolo. El e acum totuși în fața unei situații în care... El poate era interesant să fie și el cu noi la... Da, discuția da, da asta, da, dar poate Limvestul da. data da, viitoare. Da, da. Pentru că buticul de presă... S-ar putea să intre pe radarul lui de opțiuni în momentul ăsta. Nu își dă și el seama că modelul ăsta de, de, de hipermarket de presă nu, nu mai funcționează, mm -hmm. nu mai servește uh, publicul așa cum ar trebui. Și uh, uh, asta ziceam, că e greu de adus la o altă jurnaliștii din România și să-i cumva să-i faci conștienți pe toți de același valori, pentru că ei pur și simplu au crescut cu valori diferite și am putea să ne facem niște mici insule de cum Gușă, înțeleg că s-a făcut un club român de presă cu Gușă, cu Sorin Roșca Stănescu, ei s-au coagulat în o insula lor uh -huh. și pun întrebări pe la conferințe numele uh -huh. acestui club român de presă. Deci, ei, pare că se, se, se pot se aduna. Da, da, da. Da. Acum e rămâne de văzut dacă și jurnaliștii care. Mă rog. Au... E, aș ști de ce e atât de. Le -a, lor atât de ușor să se coaguleze și nu atât de greu, pentru că. Uh, uh, jurnalism, dacă încerci să-l faci așa cum trebuie, sunt foarte multe principii, foarte multe nuanțe. Și ca să te coagulezi, trebuie să stai să le discuți pe fiecare și să cazi de acord uh -huh. asupra tuturor. Pe adică când... nu, nu te poți aduna ca USR-ul, doar împotriva altora. Da, exact. Da. Adică trebuie să te unească niște lucruri. Da. Pe când în zona asta, asta de, de ca să și ăștia, ăștia nu au multe lucruri de discutat, nu au multe lucruri de stabilit. Adică la ei ușor, au cam unul două obiective în care, dacă au aceeași lungime de undă, sunt prieteni. Da, la. Deci, e mai greu. Dar, la fel, uite poziția vis-a-vis de grozăvia asta cu Emilia Șercan. La fel, să vezi o asemenea soluție dată, negru pe alb, practic să nu te mai interesează. Că ăsta e momentul în care, practic, nu te mai interesează cam nimic din ce zice publicul, din ce spun jurnaliștii, din reacțiile care ar putea să existe, din ce spun organismele internaționale, toate organizațiile astea, nu? Da, e o, o tot mai mare care se tot lărgește între decidenți și restul oamenilor, da? Că sunt cetățeni, că sunt jurnaliști, adică, într-adevăr, pare că Acestor oameni care au puterea de decizie le pasă tot mai puțin de ce gândesc cei numere călora iau decizii până la urmă, pentru că li se pare că nu, nu mai pot fi dați jos de acolo. Adică avem cele mai mari partide care s-au coalizat, nu mai există opoziție, nu mai. Și atunci, da, adică nu vin să-ți bage pumnul în gură direct, ci încearcă să te izoleze, să nu mai contezi. Și în acest caz, da, asta. Uh, asta s-a întâmplat, adică e un caz atât de flagrant în care uh, asupra unui jurnalist a comis un abuz și instituțiile statului spun nu contează, nu, -i, nu -i interesează pe nimeni, nu de interes public. Mm -hmm. Și, de fapt, ei cum, prin asta cumva dau și un mesaj că asta este uh, asta e filozofia pe care ei o promovează. Băi, nu, nu mai interesează pe nimeni uh, nedreptățile astea care vi se întâmplă vouă. Nu mai sunt de interes, mm -hmm. nu, mai, nu mai pot schimba nimic. Pentru că ei asta vor, probabil, un sistem în care, în care să nu se mai poată produce lucruri neașteptate. și. Da, problema cea mai mare și aici vreau să vă întreb pe voi, mai ales că urmează anul ăsta cu atâtea alegeri. Cred că la situația asta a contribuit cel mai mult ideea asta senzațională pusă în operă de Claus Iohannis, că nu cred că a fost a lui cu unirea acestor partide la putere. Pentru că în momentul ăla... Eu am fost în presă și în 2004 Știu cum e să faci un ziar local cu garda financiară la ușă mm. și cu angajați de la garda financiară care să vină să zică bă, trebuie să-ți dăm o amendă. Fii atent, zici tu că n-ai avut registrul ăla de control vorbim noi cu un băiat pe care îl cunoaște în care are o firmă, îi dai publicitate, dar nu-i publici publicitatea, să nu vadă ăștia că îți iau ziarul în fiecare săptămână și sună, ne pune să sunăm la toate firmele alea care apar în ziar. Deci găsește o modalitate și eu în 2003 am inventat modalitatea abonamentelor ca să o colesc garda financiară. Adică mergeam la firme, le ziceam că pentru 500 de lei le dăm 100 de ziare, și făceam chestia asta cu 70 de firme, astfel încât dacă ăia îi bungheau pe 20, să, să, poată, să poată lucrurile să meargă mai departe, înțelegi? Și uh, atunci exista această speranță a jurnaliștilor, acolo și mulți s-au înregimentat în partea cealaltă, s-au identificat ei cu lupta împotriva PSD-ului, da. încât au zis, ei alții sunt buni, știi? Și atunci. Da. Dar exista chestia asta, bă, lasă că vor veni ceilalți, adică te duci la alegeri și vin alți care sunt și se întâmplă ceva, se schimbă niște lucruri. Ea cu treaba asta nu mai există. Prin, aceste, prin această unire la putere a celor două forțe care fac peste 70 ceva la sută, ai rămas și zici, bă, unde, cum, în ce fel? De-aia și instituțiile zic bă, dăm orice decizie vrem noi, că nu prea ne mai interesează, că noi toți suntem puterea, da. împotriva oamenilor. Da, da, e, e o perspectivă foarte, foarte sumbră și cred că democrația românească e într un dintre cele mai proaste momente de după Revoluție, pentru că așa cum a fost alternanța asta la guvernare mm -hmm. în mm -hmm. ultimii 30 ceva de ani, a fost un mare câștig pentru România, adică poate mulți oameni n-au conștientizat și tot timpul au fost dezamăgiți, au venit au venit și ei la alții și n-au făcut nici ăștia nimic. Uh -huh. Însă, alternanța la guvernare a, a împins, de fapt, țara asta înainte. Uh, și... Măcar îi făcea pe ăștia să fie cu frâna de da. mână trasă. Exact. chiar dacă da. n-am avansat foarte mult, exact. nici n-am regresat din aceste puncte de vedere uh, privind democrația. Știi? Și, am da. bifat destule puncte. Și uh, pe lerul următorul, e o idee pe care am văzut-o chiar la, la tine aici, la emisiune, uh, Mogulii se mai certau între ei pe vremuri da, da. și mai exact. dădeau la geale. Da. Acum e o frăție din asta într-un monolit, așa. Da, și mai, în mai, adică, mai bine să fie, și în cazul presei, mai bine să fie presă cumpărată de mai multe tabere exact. decât toată presa cumpărată de o singură tabără. Exact. Da? Adică mai bine uh, să avem o, televiziu, uh, o televiziune sau două televiziuni cu poziții diametral opuse care au un discurs de multe ori nedeontologic, linșează și clar, așa, clar. decât televiziuni prietene care nu mai văd subiectele importante, da. sunt cu minți, nu mai... Înjură. Și și împar adică, bugetul ăla. Că da, e ca la hipermarketuri, da, da, da. au deschis peste tot toate și nu se mai concurează între ele foarte tare. Bă, asta e piața, ăștia sunt oamenii, dacă da. nu vin la mine, vin la tine, dacă nu vin la ăla, astea Chiar, da. Chiar nu știu, cred, am curaj să spun că e mai rău acum că nu există nu mai există linșaje mediatice E mai rău că nu există decât atunci când existau. Pentru că știm că existau televiziuni care efectiv da, linșau da. seara în direct, și luau o țintă și făceau. Dar mai vezi azi posibil un caz, Micia Băsescu, de pildă? Da, Mondială, da. Și asta e mai rău pentru democrație. Adică, pentru că, de fapt, jurnaliștii, ăștia -au, jurnaliștii respectivi nu au devenit mai profesioniști. Au devenit doar mai obedienți, mai cuminți, nu mai. Nu li se mai comandă să înjure pe nimeni, pentru că e o, o pace generală care ascunde lucruri foarte, foarte urâte pentru noi. Dar cu toate astea, eu cred că furia socială se acumulează, chiar dacă chiar dacă nu, 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 nu simțim așa de mult ca până acum, dar totuși, uite, de exemplu, suntem astăzi înregistrăm în, în 30 octombrie. Se împlinesc ani de la colectiv și o astfel de catastrofă planează mereu ca o amenințare asupra unui astfel de monolit cum este alianța de guvernare de astăzi. și Lucrurile astea, bineînțeles, că nu sunt un progres. Faptul că progresăm din tragedie în tragedie nu e de fapt un progres. E o, e o, o mare tragedie care... Sau din supapă în supapă, da. așa, momente în care oamenii își varsă Dar se, curia, se mai sperie și politicienii un Lucrurile pic. astea Aia. totuși se acumulează în societate și pot să explodeze și într-un mod pe care nimeni, niciun analist politic și niciun politician nu-l poate... Și, de fapt, ce nu înțeleg oamenii care au puterea de decizie în acest moment și încearcă să, 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 să cum să zic, să întărească cât mai mult acest monolit, este că nu întotdeauna furia asta care se acumulează poate fi gestionată sau dusă într o direcție. Mm -hmm. Uneori se poate poate duce și în direcții foarte nefericite pentru toată lumea, inclusiv pentru uh, cei care se află la putere și pentru noi ceilalți care pentru democrație, uh, inclusiv. Da. Adică asta există riscul Democratia extremismului și... nefuncțională, ajungi la extremism, da. ajungi la din ce că uite, cum răspundeți voi dacă răspundeți la aceste uh, uh, solicitări de opinie din partea fanilor, doamne, păi ok, ne-ați arătat, păi ați nenorociți, ăia nu știu ce, ăia nu știu ce, ăia nu știu ce ăia... și noi cu cine votăm, până la urmă. știi? Da. E o întrebare foarte legitimă în momentul ăsta în România. Nu putem să le spunem decât că noi, ca jurnaliști nu putem să, de, nu putem să, să, să le spunem pe cine să voteze, și nici nu putem să fim mai cuminți pentru că dacă arătăm că toți sunt răi, atunci... De asta am întrebat, că ați fost acuzați și voi, da, da, și da, noi, da. și cei de la da. RAI, și foarte mulți. Domne ați dat-o pe asta, ziceți asta acum, Ca că... Ca să descurajeați prezența exact, la vot și în felul ăsta exact. să favorizați partidele. Mm -hmm. Mm -hmm. Uf, da, e, e o interpretare, dar asta efectiv ar însemna să nu ne mai facem meseria, să ne ducem acasă și să ne apucăm de altceva. Și atunci cred că ar fi mai nociv pentru societate. Adică ar fi mai nociv să nu mai avem presă deloc decât să avem o presă uh, care uh, scoate adevărul la lumină, dar care îi reproșăm că, bă, dar nu mai avem alternative exact. și voi ne spuneți că toți sunt răi. Asta e, căutăm alternative ca societate. Adică trebuie să. Cred că e rolul nostru să spunem în fiecare zi ce e rău și de ce e rău și să îi facem pe oameni să se gândească cât mai mult la faptul că. Noi, ca societate, până la urmă, trebuie să generăm alternativele astea. Că și asta e o chestie în care, dacă ne lamentăm toți că nu există, nicio mm. alternativă, până la urmă, noi toți alcătuim societatea în care trăim și de la noi trebuie să vină alternativa aia. Fie că să ne implicăm în mm. și că exact. să ne implicăm, nu mă refer personal, pentru că noi, ca jurnaliști, nu, nu, nu avem voie să ne ducem în zona aia și nu ne dorim să ne ducem niciodată. Mă refer la noi, ca societate, sunt oameni foarte competenți, oameni foarte serioși care fug de, de implicarea în politică pentru că nu vor să se murdărească. Și, din păcate, da, suntem într-o perioadă a, a României în care, ca să schimbăm ceva, mai trebuie să ne și murdărim. Și e dureros, da, e mai comod să ne vedem de viață, să uh, ne facem meseria în domeniul nostru, să câștigăm bine. Avem atâția uh, tineri programatori în țara asta care lucrează Uh, nu știu, dintr-un apartament din Titan și câștigă mii de euro lucrând pentru o mare corporație de afară, zeci de acasă de, da, da, zeci da. de mii de euro, uh, și care pentru ei poate fi foarte comod, pentru că. Dar uh, atâta timp cât vor să mai trăiască aici, e datoria lor și a noastră a tuturor să, să se implice într-un fel sau altul și mulți o fac. Chiar e admirabil că mulți, mulți simți că o fac, dar, da, suferă și dezamăgiri și e, 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 e o perioadă dificilă și publicul, de multe ori îl înțelegem că are aceste, are aceste frustrări și aceste și de la noi de multe ori așteaptă soluții sau chestii așa miraculoase. Nu le vom avea, nu vom putea veni cu soluții miraculoase, nu vom putea dărâma un sistem care s-a construit în zeci de ani, pentru că sistemul de acum își are originile și în cei 45 de ani de comunism, în mod indiscutabil, și nu vom putea dărâma noi cu niște investigații la recorder sau tu cu niște emisiuni sau cineva cu niște investigații, e o muncă de termen lung și. E un proces. Pe da, care e un proces. Da. Și eu cred asta, eu cred că totuși uh, generația noastră e ceva mai bine decât generația părinților noștri, cred că generația copiilor noștri va fi ceva mai bine decât generația noastră și, până la urmă, cred că asta e uh, lucrul pentru care trebuie să luptăm. Să păstrăm acest bine pe care îl avem acum și care se proiectează pentru copiii noștri, să nu-l distrugem pe ăsta. Nu trebuie să așteptăm miracole. Eu mereu dau și acest exemplu. Am un, un, un frate mai mare care a plecat la 20 de ani în, în Italia, pentru că efectiv era foarte greu să-și să facă o viață în România și să aibă niște venituri decente. Și a muncit foarte mult acolo, și încă muncește acolo și face o muncă simplă, nu, nu, e, nu face o muncă intelectuală. Și deja are doi copii, și copiii lui care s-au născut acolo, deja se duc în zona de muncă intelectuală. Unul e programator, altul face ceva de inginerie, nu știu. Ce. Și asta arată că, iată, cumva, sacrificiul lui și faptul că o generație. Că el a făcut un sacrificiu și s-a luptat pentru o viață mai bună, asta schimbă cumva și viața generației următoare, și tot așa. Da. Foarte pe scurt, cred că mai suntem datori ca jurnaliști să le explicăm oamenilor că democrația este un maraton pe toată viața, nu e ajungem la. hai, votăm acum și o să fie bine. Mm -hmm. Nu o să fie niciodată. Am văzut aseară pe contul lui George Simion un un clip cu un bărbat, era chiar emoționant, pentru că bărbatul plângea în brațele acestui politician și spunea, sunteți ultima mea speranță. Noi trebuie să-i facem pe oameni să înțeleagă că niciun politician nu trebuie să fie ultima lor speranță, că va fi, că în, în această democrație este mereu, este mereu un struggle, nu e, nu e niciodată, n ajunge niciodată pe o, ca, ca, pe o plimbare, pe o pajiște plină cu flori. E mereu o luptă și uh, 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 Trebuie să trăim cu asta, nu, nu putem să... să, și să nu mai să, adică da, atunci când va... abandonăm, practic, exact. ne, ne deci, lăsăm în mâna un dictator. Că, că nu, ești cetățean când participi odată la patru ani la vot și crezi că doar da. aia este menirea ta, domnule, eu păi, am fost la vot, am votat am... bă, la a doua zi ce ai făcut, a treia zi, a patra zi ai cerut să se respecte votul ai ieșit să te duci să întrebi consilierul, parlamentarul pe oricare ce a făcut și apoi mai e chestia asta să renunțăm la a vedea salvarea în niște oameni, la niște da. oameni. A venit, aulă, să vină Ciolo că ne salvează mm -hmm. nu ce, să vină ăla, să vină Băzescu, să vină Iohannis, să vină niște oameni de care ne legăm, bă, ăsta ne scoate, ne scoate omul ăsta că el poate să facă treaba asta. Fals, cu totul fals. Da. Din păcate am ajuns cu educația într-un punct în care foarte, foarte dificil să... Mai avem ce, noi, la starea nației, ne-am propus asta să ascuțim în fiecare zi acest spirit critic. Problema e că nu mai ai nici ce să ascuți știi? Adică da. că, pur și simplu nu mai există. Adică, în felul ăsta reacționează, acționează și rețelele, și algoritmul, și bulele astea, felul în care se construiesc ele, încât oamenii pur și simplu. Da, chestiunea asta cu rețelele are efect în toate zonele vieții noastre. Uh, inclusiv asta alimentează dorința de a, de a descoperi un, un erou care să schimbe totul peste noapte. Uh, iată, vorbeam despre industria de pariuri, care asta e iluzia. Uh, uh, asta este principala iluzie pe care ți-o că Poți face peste noapte ceva ce, în mm -hmm. normal, uh, faci în niște ani. Uh, la fel e, e și în zona politică. Sper că vine cineva care poate rezolva dintr-o dată ceea ce nu s-a rezolvat în 30 și ceva de ani. Și cred că fiecare om ar trebui să-și pună niște întrebări atunci când e, când un politician postează așa ceva pe Facebook. Eu nu pot avea încredere într-un om în care afișează acest... E ca și cum mm. noi la Recorder am face un, un colaj așa, cu toate comentariile care spun voi sunteți ultima speranță, ultimii jurnaliști ai României, cei, mai cei. E ca și cum noi am face asta și am prezentat un spațiu public. Iată! Asta n-am putea face. Da, da, am putea face asta în Asta este impostură, minciună, este vânzare de vândut de iluzii. nu poți, nu poți să, să spui că nu poți să te poziționezi într un rol din ăsta de ultimă speranță, de cel care va schimba de apariție providențială, pentru că așa ceva este imposibil. Oamenii au adică problemele unei societăți, a oricărei societăți și cu atât mai mult, acele din România sunt atât de complexe încă niciodată nu, nu, nu se pot întâmpla lucruri din astea providențiale, nici dintr-un partea unui politician, nici din partea unei redacții, nici din partea uh, unei monede virtuale sau altor lucruri exact, în care oamenii, exact. de care oamenii se lasă furați în vremurile noastre și asta cred că trebuie să înțeleagă, cu toții ne dorim și cred că uh, acest sistem al rețelelor sociale care ne-a, cum să zic, ne-a învățat și chiar ne-a făcut dependenți de gratificare din asta cât mai repetitivă, așa, ne face ca și în viețile noastre să ne dorim mereu, noi și noi realizării, să progresăm, ne uităm la cel din stânga, la cel din dreapta, acum e îmbrăcat, ce mașină și-a mai luat. E fals, adică dacă suntem în logica asta, nu putem să... Nu putem să gândim lucid, pentru că și e o chestie după care alergi permanent da. și ești permanent nemulțumit și nu te poți da. opri să te, nici să te bucuri pentru ce ai atunci când ai, nici să îți tragi sufletul și să vezi bă, stai, unde sunt, ce fac, încotro o apuc și atunci uh, lucrurile devin da. de, de nerezolvat. Uh, o să vă citesc o chestie. Uh, când va fi pornit sistemul care monitorizează știrile și postările sensibile? Anul viitor, patru rânduri de alegeri și e un reportaj de la ProTV, Ministerul Afacerilor Externe a contactat o firmă pentru a realiza un sistem bazat pe inteligență artificială, ce va urmări în timp real ce publică persoane cunoscute pe rețele, site-uri, bloguri și chiar postări din mediul online. Și dacă mesajele sunt pozitive sau negative. Da, cred că sistemul ăsta de monitorizare există deja în mai multe instituții. Da. Acum nu dau seama. Dacă au puterea să-și influențeze riciul lor sau distribuția lor, aici ar fi deja o imixtiune în, în politica companiei Facebook, Google și așa mai departe. Nu cred că au încă puterea asta cât e el de minister de, de al apărării. Sau externe. De externe. Da, da, da. Ministerul um, afacerilor externe. Da. E, e interesant. E... Am fi niște impostori să venim cu niște predicții, pentru că nici eu, nici Mihai, nici tu nu știm cum va fi internetul, YouTube-ul, nu știm cum va fi peste un an ce se va întâmpla. cu, De exemplu, sunt sigur că și voi sunteți afectați de asta, peste noapte, nu știu cât, cât la sută din public știe, Facebook a eliminat conținutul jurnalistic de pe, mm -hmm. pe platformă. I-a scăzut dramatic. a scăzut da, până aproape nu la eliminare. Noi Correct. aveam materiale cu zeci de mii de share-uri, era da, un, da, un delir acolo și acum mai sunt câteva zeci. La fel cu monetizarea. Adică e, ca și cum ar, e ca și cum ar fi dispărut peste noapte toate chioșcurile de, 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 de ziare din orașul în care mm -hmm. trăiești, fără să-ți spune nimeni nimic. Și de fapt, da, de, cred că în această discuție în care noi vorbim mereu, e bine că să fim dependenți de rețelele astea, că uite, iau o decizie peste noapte Cred că nu-i corect să ne punem doar noi, ar trebui să-și o pună și oamenii. Mm -hmm. e, e bine ca, eu, ca uh, informarea mea cu privire la ce se întâmplă în jur să depindă de aceste rețele? Că într-o zi această rețea mi-a tăiat toate legăturile pe care eu mi le-am creat cu, cu niște mm -hmm. uh, surse de, de încredere. Da. Uh, și nu mai mă trezesc neinformat uh, sau dezinformat. Și cred că și oamenii, de asta spun, că niciodată, adică n-ar trebui să separăm lucrurile astea, și oamenii sunt datori să-și pună această întrebare, cum, așa cum noi nu o punem. Și ne temem mereu de să nu devenim prea dependenți de aceste rețele. Uh, și oamenii ar trebui să gândească la fel. Uh, pe noi pare că ne afectează foarte direct că, băi, nu o să mai avem audiență, nu mai ajungem la oameni, nu mai existăm într-un final, mm -hmm. producem degeaba, dar și oamenii ar trebui să-și pună, deși au senzația că, ei păi, nu-i atinge, așa a redus Facebook uriciu la presă și ce mă afectează pe mine te afectează. Adică, cred că asta e un pic mai multă dorință de a înțelege cum funcționează lucrurile în jurul nostru. Ar ajuta. Uh, și, da, leg legat de, de... Noi nu refuzăm niciodată invitațiile din școli. De fiecare dată când suntem... Și la fel, da. Oricât de mică da. e școala, da, da, mergem da, acolo mergem. peste elevii, să, că să din lucrurile astea în, în, în copii, credem că se, se poate face o, o schimbare avem mai multe așteptare de la avem mai multe așteptări de la, nu știu, de la, și de la profesori să vorbească lucrurile astea cu elevii, pentru că ei creează cetățenii de mâine. Adică, într-o oră de cultură civică, simt că ar fi benefic să se vorbească și despre presă. Da, nu... adică nu cred că sunt foarte egoist dacă am cerit asta și chiar noi... Rolul profesorilor e extraordinar. Noi am întâlnit la Brașov, tot la un festival din ăsta de tineret, cu elevi și de școală generală și de liceu, am vorbit acolo în piața sfatului și au fost foarte mulți tineri și încântați cu întrebări. Și la final a venit un profesor de istorie din de la o școală din București, de la o școală generală, care povestea că el cu elevii lui a început să facă chestiuni astea de implicare civică, cumva care mergeau oarecum într-o zonă de jurnalism, în sensul că le explica ce drepturi au, ce ar putea să facă, cum ar putea chestiona instituțiile. Și împreună cu copiii și-a ales... Uh, 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 un scop, o țintă anume, ceva ce pe copii deranja și s-a ajuns la uh, mizeria și la degradarea locurilor de joacă din Parcul Cismigiu și spunea că discutând împreună copiii și exp expunând, uitați-vă, voi aveți dreptul să faceți asta sau prin părinții voștri să întrebați primăria de ce sau cum. Mm. Și explica că copiii ăștia de școală generală au reușit la un moment dat să închidă pentru vreme de trei săptămâni, să închidă niște locuri de joacă. Pentru că au făcut pola toate autoritățile astea și ale au venit și au constatat că sunt neconforme și au presat cumva primăria să uh -huh. facă uh -huh. ceva. Mi s-a părut incredibil, adică mi s-a părut incredibil faptul că, că și profesorul era și el foarte încântat, era fascinat de, de energia cu care vin acești copii în momentul în care le expui uh, lucrurile astea, mecanismele astea. e foarte dornici să le, să le pună în aplicare și să-și ceară drepturile și cred că asta e un lucru foarte important, să, să transmitem asta către tinerele generații, ceea ce noi, cumva, deși noi, nici noi nu suntem foarte bătrâni, dar uh, uh, n-am prea trăit în comunism, ne-am născut, dar n-am prea trăit în comunism, dar simțim povara mentalităților din trecut, adică am făcut totuși școala în anii 90 și nu era vorba deloc despre drepturi, educație civică și chestiuni de genul ăsta. Și cred că asta, da, e o chestiune foarte importantă care s-ar putea face. Și vreau să mai spun legat de inițiativa asta cu Ministerul de Externe, că cred că e foarte important să le spunem oamenilor că întotdeauna cei care au puterea vor încerca să facă pași spre o putere și mai mare. De schimb, nu mai știu, știu că era o, un. Un, Într-un material, dar nu sunt într-o investigație, cred că e, e, era cineva care ne, ne explica asta, un whistleblower care vorbea despre regulile din sistemul în care lucra și spunea că niciodată schimbarea uh, unui sistem nu va fi provocată din interiorul lui, pentru că sistemul ăla încearcă să-și conserve puterea și chiar să-și o Trebuie să vină presiune din exterior. La fel, și în cazul să putem să ne imaginăm că, că puterea politică în momentul ăsta își dorește, are control foarte mare asupra presei, dar cu siguranță își dorește să fie și mai mare. Și vor face în continuare pași mărunți în direcția asta, și datoria noastră este să, să nu i lăsăm să ajungă într-o zonă în care o să ne trezim că nu mai putem, nici să ne spunem părerile în mod liber sau. Deci nu ar trebui să ne mire că se întâmplă asta, ci ar trebui să ne motiveze să fim cât mai atenți pe noi toți, să fim cât mai atenți la, la uh, direcția în care se duc oamenii ăștia aflați acum la putere. Vedem asta cu rezistența sistemului la schimbare, o vedem și în educație, da. unde schimbările importante nu se produc. Pentru că în interior ele nu sunt da. agreate. E evident că profesorii, mai ales cei care au trecut de, nu știu, 50 de ani da. uh, și controlează lucrurile și au relații între ei și tot vor să uh, țină uh, lucrurile în, uh, în situația de azi la fel, la, uh, în sistemul de sănătate. Unde vedem la fel, duceți-vă în orice spital să-i vedeți pe mari profesori da. care cară după ei 700 de rezidenți și aia merg ca gâștele, după marele profesor, care încasează niște mii de euro în fiecare zi, uh, 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 ca șpagă, nu? Și uh, ne trezim din când în când că, bă, uite, la l a luat și pe ăla, l și pe ăla, și pe ăla. Dar chestiile astea par să nu oprească, adică nu asta pare să fie soluția, știi? Da, și întotdeauna, până la urmă, e corect să spunem că în toate breslele astea, meserile astea pe care le-am menționat, întotdeauna sunt și oameni care sunt împotriva curentului. Adică, mm -hmm. am întâlnit de, de, la Marie Curie, de exemplu, e un medic care, dacă te întâlnești cu el pe hol, nu știi dacă este asistent sau mare profesor. Mm -hmm. E atât de modest și felul în care îi îmbrăca și atitudinea și felul în care vorbește cu oamenii de acolo. Și, de fapt, e un mare profesor. Dar e complet altfel decât tot sistemul din jurul lui. Există și oameni de genul ăsta, nu trebuie Acă, să fie cât mai mulți. Ca trebuie să... să fie cât mai mulți, da, și trebuie să. Și, de fapt, trebuie să înțelegem că noi atunci când punem o etichetă pe un întreg sistem, pe o întreagă breaslă și nu încercăm să-i găsim pe cei buni și să-i valorizăm, când punem o etichetă pe toți, îi descurajăm și pe cei care sunt altfel. Pentru că se simt și ei băgați în aceeași oală, se simt deznădăjduiți, spun că oricum oamenii îi disprețuiesc și pe ei. Și, Da, cred că, de fapt, ce vreau să spun este că ar trebui să fim noi, ca cetățeni, ar trebui să fim un pic mai puțin emoționali cred că suntem foarte... Suntem o, trăim niște vremuri în care suntem, ne place divizarea asta și tot timpul trebuie să înjuri pe cineva, să găsești vinovat, să... Așa că... e și construită societatea, că de mic, da. de mic trebuie să fii egoist, trebuie să dai în cap, trebuie să ești tu în față, trebuie să... Apoi, a, 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 adulții din ziua de azi caută rezolvări personale. Toți caută rezolvări personale. Lasă că m-am așezat eu, mi-am da. făcut treaba. Mm -hmm. Noi suntem ok, Dă-i dracu' pe aia, Aia e, na, nu, nu, nu merge pentru toată lumea, știi. Da. Și în loc să ne adunăm, în loc să fim împreună, să înțelegem cât de puternici suntem atunci când acționăm împreună, nu facem treaba asta. Iată cum a fost deturnată discuția despre economisire. Mie mi se pare incredibil și vorbim zilele astea la, la emisiune, pentru că îți explodează mintea. Deci, pentru că au fost găsiți câțiva copii care luau bursă de merit pe o lege făcută zdrențe uh, uh, cu note de 2, de 3, de nu știu ce, toată discuția s-a dus acolo, bă, nu mai trebuie să mai dăm bursă de merit, că uite unde ajungem. Fals. Da. Toată economia la autoritățile publice a ajuns la discuția păi ce da -te -a -te -a pe ce vă dați ația bani pe Iluminat și pe brazi, da. și pe despre asta era vorba, nu era vorba despre asta, știi? Adică cheltuielile noastre, risipa noastră e mult mai mare înaltă și lumea merge în... pe aceste fente. Adică e folosită presa, da, da, că tot exact. aici ajungem... E, e... Da, politicii... Și cetățeanul zice ia uite bă, păi da, ia să nu le mai dea mă, dă-i încolo de da. copii. Lor le convine, celor care <laughs> sunt la putere, le convine ca societatea să fie emoțională, să gândească mai mult pe bază de emoții decât pe bază de rațiune, pentru că e mai ușor de manipulat, adică mm -hmm. poți să, pot să generezi, dar să duci discuția într-o anumită direcție prin anumite tipuri de știri care generează o anumită emoție și să ratezi de fapt esența și marea problemă. Și, de fapt, ei cam asta își doresc, să ocolească marile probleme și să se ducă spre alea mai nesemnificative, dar care pot fi uh, revoltătoare. Uh, e și, și ceea ce vedem la televiziuni, din păcate, agenda pe care eu promovează în fiecare seară, de multe ori nu are nicio legătură cu, cu adevăratele probleme ale oamenilor. Adică, uh, noi am publicat un material uh, cu mărturii din interiorul armatei române. Da. Uh, l dat la... Cineva? La... Nu, cineva? Nu, nu adică absolut nimeni. Adică noi am dat din el, dar da. noi nu mai suntem la televizor, da. deci nu mai contăm uh, nici noi. Dar la televizor. Absolut nimeni, nu l-am văzut nicăieri. În ce mi-amintesc, a fost da, undeva. Nu. 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 Uh, și ce vreau și el să are, spun -a este. Dar depășit că... un de vizualizări. Da, pe... da, da. pe... da. Și ce vreau să spun este. Noi am făcut acest material după ce am observat că pe mail redacției veneau tot mai multe și tot mai multe uh, mailuri care spuneau același lucru. Am lucrat în armată sau lucrez în armată sau știu pe cineva care lucrează în armată un apropiat și e rău. E altfel decât cum se vede la televizor, altfel decât cum se știe. E o instituție ermetică și nimeni nu spune care e de fapt situația în realitate. Și atunci, noi, evident, ne-am simțit dator să facem acest subiect, pentru că ziceam, bă, uite, asta e o problemă reală a societății pe care nimeni nu o tratează și nu caută să o înțeleagă. Și am expus în spațiu public aceste mărturii foarte importante și interesante. Și uh, nici o televiziune n-a preluat, uh, n-a exist existat niciun fel de, de reacție uh, din partea decidenților, Ministerul Apărării și așa mai departe. Și în felul ăsta, da, așa e deturnat agenda și ținută în niște zone că până la urmă, ok... Uh, cei de la televiziune sunt foarte fericiți că uh, în fiecare seară pot discuta despre războaie din alte părți și, adevărat, sunt niște subiecte importante și pentru noi, dar, în același timp, dacă tot discuți în fiecare seară despre războaie, războiul de la graniță, războiul uh, care e mai departe de mm -hmm. noi, dar și ăla ne poate afecta, nu cumva ar fi normal să discuți și despre starea în care se află armata română? Faptul că eviți acest subiect... Nu și că toți banii ăia care tot cresc la bugetul apărării nu se duc pentru condiții mai bune, pentru oamenii care lucrează acolo. Da. Că una ar fi să zică, da, domne, să mărește bugetul apărării de la 2 la 2,5, da, nu va mai exista om fără salariu de nu știu cât da. în mână, nu vor mai fi condiții, și nouă ne-au scris tot felul de copii de prin liceele astea militare, Băi, e jale, e nenorocire, e frig, de nebunești, nu sunt, nu sunt condiții uh, deloc, condiții decente, condiții umane, ci noi dăm toți banii ăștia ca taxă de protecție, practic. Uite, bă, trebuie să mai cumpărați asta, asta și asta. Ceea ce nu e rău, dar măcar să ne fie prezentat așa, eu asta am zis. Bă, da. măcar să, hai să ne asumăm treaba asta. Faptul că facem parte din NATO, din UE, din... Aia, Bă, cam asta e asta taxa pe care trebuie să o plătim. Și atunci știm cu toții la ce avem de tras. Dacă tot am menționat subiectul ăsta, simt nevoia să mai spun ceva că... Mm. Ok, problemele armatei sunt multe, armatei române. Că salariile poate nu sunt la nivelul la care ar trebui să fie. Că dotările poate nu sunt la nivelul la care ar trebui să fie. Însă pe mine ce m-a marcat cel mai tare din materialul pe care noi l-am publicat este că sunt și mulți tineri din armată care spun că principala chestie care m-a făcut să plec sau care mă face să mă gândesc să plec este mentalitatea. Faptul că încă mai sunt foarte mulți oameni în armată, decidenți, care au aceeași mentalitate de stăpân pe Tarla, pe care, care vine din comunism și care știu și eu de la frații uh -huh. mei care au făcut armata, că te lua la armată, și făcea ce vroia cu tine, era sclavul lui, asta uh -huh. era o uh -huh. formă de. te umilea, te făcea, făcea ce vrea el. Și pe mine asta m-a marcat cel mai tare, că sunt tineri care spun, băi, e o mentalitate de, de stăpân pe Tarla. Și nu prea noi nu prea mai putem să acceptăm asta. Și mi-a rămas în, în minte replica unui unui băiat care fusese marină și plecase din armată după vreo 5 ani și a spus asta. Băi, eu când am plecat m-am gândit așa, m-am uitat la uh, cel mai mare uh, om în grad care era în jurul meu care interacționa, era un amiral. M-am uitat la omul ăla și m-am întrebat eu îmi doresc să fiu ca el peste 20 de ani? Vreau să fiu în locul lui? Să, să mă comport așa? Să am avantajele pe care le are el și să fie un sistem ăsta? Și răspunsul meu a fost că nu. Și atunci am plecat. Și mi s-a portat o gândire extraordinară. Și o instituție ca, cum e Armata Română trebuie să înțeleagă asta, că nu... Ok, poate vom cumpăra avioane mai bune și tancuri și nu știu ce, și suntem și NATO, dar mai trebuie să schimbăm și alte lucruri. Partea asta de mentalitate, mai trebuie să lucrăm și, și la asta. Și, ca în multe alte instituții ale statului. Și, da, mi se pare mi s-a părut important de menționat, pentru că nu sunt doar probleme din astea de, de, de resurse, sunt și alea, dar mai sunt și altele, în care nu toată lumea mai acceptă și mai are cei tineri uh, același sistem în care lași capul plecat și ai siguranța locului de muncă. Uh -huh, uh -huh. Nu mai merge cu asta la mulți dintre ei. Da... Um... Bun, la final aș vrea să știu care e cea mai mare problemă cu care vă confruntați voi la recorder. Mm. Hmm? Cred că e mai degrabă una organizatorică, așa ne e foarte greu să nu știu, să facem ca proiectul ăsta să ne supraviețuiască. Uh -huh. Simțim că dacă ne îndepărtăm de el, o să-și piardă din și cred că nu suntem singuri care se confruntă exact. cu problema asta. Mai ales la mine, că eu sunt și fața care... Da, adică da. la noi e și mai greu, deși da. tot încercăm de ani. buni. dar asta e o problemă noastră pe care încercăm mm -hmm. să o gestionă. De fapt, ca să spunem mai direct, presa din România, aia care, de care vorbeam, care la un moment dat a fost împinsă spre toți la număr și au dispărut departamente de investigații și jurnaliștii care au ceva mai mult timp să se gândească și să lucreze la subiecte, Asta n-a mai existat în ultimii 10-15 ani, și noi o resimțim foarte direct acum, pentru că, deși am vrea să ne mărim echipa, unul, poate am vrea să mai aducem un jurnalist de investigații, pentru că oamenii ne bombardează cu subiecte și de multe ori nu facem față, dar nu e, nu e deloc simplu să-l găsești, pentru că uh, plaja din care poți alege e foarte restrânsă. Nu au mai fost crescuți jurnaliști cu astfel de skill-uri. adică, dacă vrei, jurnaliști. Uh, de investigații care să nu fie pe la 50 de ani, așa trebuie să încep să-i crești tu, de studenți. Pentru că ăștia la 30-30 și un pic foarte rari. Există, dar sunt puțini. Și faceți asta? Încercăm, adică noi, da. Noi ne-am asumat treaba asta și tot, tot mm -hmm. încercăm. Încercăm. Inclusiv cu, uite, avem o producție, acum i-am dat drumul pentru existarea viitorului, mm -hmm. pentru copii făcută de ei, de da. pentru tineri, astfel încât să se poată Forma că și aici ai e ne plângem toți că nu există, da. dar nimeni nu-și asumă, bă, produc și eu unul pe an, sau unul la 2-3 ani, sau ceva. Da. Oameni pe care îi uh, arunci după aia în piață, dacă nu. Noi încercăm și cumva de asta am început pe lângă investigațiile pe care le, le cunoaște cea mai mare parte a publicului încercăm să mai aducem și o zonă mai de news și de materiale un pic mai ușurele pentru că e foarte greu să crești tineri într-o redacție de investigații unde ai nevoie de niște experiențe. E foarte greu să te apuci din prima să faci investigații. Nici noi n-am făcut asta. Am făcut jurnalism de presă scrisă din ala cu știri și cu așa mulți ani până am ajuns ușor, ușor să ne ducem în alte zone mai complicate și ne-am dat seama că pentru a crește tineri avem nevoie și de lucruri ceva mai ușurele pe care ei să le poată exersa și... De asta. Ca să dobândească perspectivă. Exact. Ca să, ca să da, știe da. Lucruri. adică E, e o e meserie greu. în care nu poți să de toate etapele. Da, Trebuie da. să treci pe ori ai fi Și asta e. Vezi la tinerii de astăzi. Am, am avut tineri și mai avem o redacție. Tinerii care sunt, în primul rând, foarte inteligenți. E, e, te, mm -hmm. Adică te fac să te gândești că sunt mult peste nivelul la care ai tu la vârsta lor. Exact. Exact. E indiscutabil. Sunt, în primul rând, foarte inteligenți. Dar, în același timp. Vezi că nu, adică nu poți doar cu inteligență. E, e genul de meserie în care uh, ai nevoie de experiență. Practica, ai nevoie practica, să da. te lovești de niște lucruri, să le înveți pe parcurs și atunci la ei de multe ori intervine și frustrarea, pentru că ei simt că pot, simt că le merge mintea, dar uh, de multe ori, da, nu știu ce le lipsește. Și le, încercăm să le spunem că ce le lipsește e timpul, trebuie să ai un pic de răbdare și că așa e meseria asta, trebuie să. Te lovești de unul care te-a jurat odată, ți-a închis telefonul în nas, să o și să mergi mai departe, să îți tăbăcești puțin pielea, așa ca să mm -hmm. faci față și în situațiile astea. Da, suntem uh, moderat optimiști, ca să zic așa. Ok. <laughs> <laughs> și în, uh, da. Bun. E bine, cred că n-ar trebui să abandonăm subiectul ăsta al uh, 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 coagulării unor... Uh, Oamenii în jurul unor idei bune, știi? Da. Că, uh, uite, știu dacă put... tu primești întrebarea de ce nu vă adunați voi cu da, pătrarul? Da, da, de ce da, da, ce nu? Da, 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 da. Primim foarte. Da, des. Da. Și noi. De ce nu ne, ne strângem da. cu voi și cu alții, și uh, nu cred că e o, o idee de nepărat. De, de da. Știi, mai ales mm -hmm. că e, e, e foarte important. Uh, am făcut un podcast recent plecând de la o carte uh, fluxul de idei. E o carte foarte interesantă și ă, asta facem la, la podcast de, de mai bine de 5 ani. E și o chestie pe care eu o fac pentru disciplină, adică mă obligă să citesc în fiecare săptămână o carte. Și plecând de la ideea asta a cărții, orice problemă este o problemă de idei. Și uh, era acolo că, Dumnezeu, la orice schimbare care s-a făcut în oriunde, în societate, că a fost mai violentă, mai nu, că a fost o revoluție, că a fost un război, că a fost pur și simplu da, o schimbare, da. că, așa la capătul celălalt, găsești niște oameni discutând. Mm -hmm. Pașnic, da. ok, la o masă, da. la un ceai, la o cafea și din, din acele discuții care cresc, care incubează în mințile. Uh, mai multor oameni se ajunge până la urmă pe, pe fir acolo. Da, da. și pentru că dorința noastră este în primul rând aceea de a, de a ne duce către nevoile publicului și de a servi interesul public și dacă toți suntem pe YouTube, suntem convinși că se uită și foarte mulți urmăritori Recorder. Mm -hmm. că cred că avem un bazin uh, comun într-o oarecare măsură sau într-o mare măsură. Uh, aș spune că da, asta e și motivul pentru care noi uh, și am văzut și printre urmăritorii noștri oameni care sunt Puțin mai sceptici la faptul că uh -huh. ne mai ducem și spre alte tipuri de conținut. Ei ne știu, în primul rând, pentru investigații, dar ne ducem un pic și spre news. Iată, am făcut, -o, facem acum o emisiune cu Cristian Tudor Popescu da. uh, am și, văzut. Da, facem, o, adică încercăm să o construim și o zonă mai de opinii și, de fapt, uh, oamenii de fapt, trebuie să înțeleagă că facem asta pentru că. În capul nostru este ideea că e nevoie de asta în acest moment, în felul în care arată societatea românească în acel moment. În acest moment e nevoie de mai multe voci și de mai multe uh, direcții, așa. Și pentru noi ar fi mai comod să rămânem doar la investigații, pentru că ne vedem acolo de ele, uh -huh, uh -huh. ne aduc succes și donații, și uh, pentru noi ar fi mai comod să facem asta. Dar simțim că. Uh, sau nu ne-am simțit noi împăcați să rămânem comozi. Simțim că oamenii, pe lângă investigațiile pe care le publicăm o dată la o lună, la două luni, la trei luni, de multe ori mai au nevoie și de chestiuni cu frecvență un pic mai mare, pentru că, iată, sursele de încredere sunt tot mai puține și atunci ne simțim responsabili să facem ceva cu încrederea asta pe care o primim și să mai dăm și alte tipuri de conținut. Adică, asta aș vrea să le transmitem oamenilor care spun că voi ar trebui să rămâneți doar acolo, să faceți uh -huh. doar aia este că nu, jurnalismul are multe fațete și e nevoie de toate în societate și nu o să putem noi să le facem pe toate sau așa, dar încercăm să facem atât cât putem, să nu ne limităm doar la, doar la un lucru și da. Tolontan are dreptate. Un om care urmărește numai recorder sau numai starea nației nu este totuși un om 100% informat. E nevoie de redacția asta cum e libertatea, care să livreze oamenii zilnic. Da, da? să livreze zilnic, în fiecare să pune oră. pe decidenți. Uh -huh. zilnic. Uh -huh. Și da, de asta e nevoie și de emisiunea ta, e nevoie și de libertate, e nevoie și de investigații, de recordă și materialele pe care le facem noi. Și... Da, și asta. de asta vreau să spunem că ar fi, o, cred că ar fi o greșeală din partea noastră să ne izolăm și noi, în propria noastră carapace, exact, exact. facem doar investigații și atât, și asta. Așa. Bă, asta e treaba noastră. Și da, în da. ceea ce privește colaborarea cu, cu alți oameni. Adică, cred că ar fi o greșeală să ne izolăm. Suntem prudenți, în general, nu ne aruncăm să facem mm -hmm. lucruri așa dintr-o dată, dar nici nu credem că ar trebui să ne izolăm pentru că felul în care arată presa din România nu e una de natură să îți găsești colțul tău și să fii în concurență cu ceilalți și să te lupți exact. cu ei. Ci mai degrabă e de natură să te facă să cauți oameni care gândesc la fel ca tine și să colaborezi. Partea bună în povestea cu Emilia este că totuși atunci când Emilia publică ceva și audiența de la presoane e relativ mică, dar mm -hmm. celelalte, sunt multe, inclusiv Recorder, inclusiv da, voi vorbiți pregânt. aici, da, da, da. și sunt multe publicații care vin și preau materialele ei și uh, fac ca mesajul să, să, fie, să aibă un impact mai mare. Și uh, inclusiv momentul ăsta pe care l-a traversat săptămâna trecută, deși ea se simte, știu că se simte destul de singură, ea totuși nu e singură, pentru că în jurul ei vin imediat niște zeci de jurnaliști mm. care vorbesc despre tot ce, tot, toate problemele în care se confruntă cu toate abuzurile, tot aceste, acest compromat la care a fost supus anul, anul ăsta. Deci nu e mi se pare că exemplul ei este un exemplu că jurnaliștii români cu principii corecte totuși se coagulează în momente critice și ăsta poate fi un început pentru, pentru, ce ai spus tu și pentru ce ne... Da, da. și că întotdeauna e de mai bine. Da, da. La final vreau să ne recomandați ceva de citit, o carte de fiecare. Eu v-am adus ceaiul, cafeaua noastră mulțumim. și cartea noastră, atenție cu intenție, mulțumim. pe care am lansat-o de curând. să o am avut timp. Să... Da. mulțumim Eu o să vă recomand o, un album, nu o să vă recomand. Așa. Recitit. Da. Am ascultat, întâmplarea a făcut să ascult, să reascult uh, um, ieri albumul lui Mațe, nu știu dacă știți pe Mațe, e, e un DJ român, okay. și care în anii 90 a, a lansat un album care se numește Ultima găina Europei. Și care e o muzică techno din anii 90, inserată cu tot felul de, 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 de uh, fragmente audio de la Iliescu, de la. De pe stradă, da, de, la okay. Proteste. Okay. stradă de la proteste. Este... Mi s-a părut fascinant să redescoper albumul ăsta și e o adevărată lecție de istorie. Adică, cred că copiii de 14-15 ani ar fi mult mai receptivi la. La trecutul nostru recent, dacă un profesor ar începe cu lecția asta, uite, ascultați albumul ăsta, s-ar să... putea să vă placă. Da. Mațe. Mațe, da, ultima da. găina Europei se ultima numește. Ultima a Europei, Ia să. Da, adică, Bun. ca să fie mai clar, sunt acolo chestii din asta din replici din anii 90, de la da, Greve sau de la așa, în care... Erau oameni, asta era ceva comun în anii 90, și poate tinerii de azi, nu știu. Erau oameni care ieșeau și spuneau asta la camera plină. Nu e foame! Da, da, nu da, e exact. foame, nu are toată lumea valută. Da, e, e, sunt. <laughs> și asta s-a <laughs> așa pe o muzică și e foarte. Da, e foarte mișto ce a făcut cu băiatul ăsta și da, chiar merită o expunere mai, mai mare. Okay. Eu aș vrea să recomand o, o, o carte care cred că e cumva în zona celor pe care le, le mai recomand tu și mm -hmm. cred că oamenii sunt obișnuiți cu genul ăsta de recomandări. O carte care. Pe mine m-a fascinat, așa și m-a ajutat să, să mă gândesc mai mult la, la cine sunt și ce vreau să fiu. Se numește Ce Spui după bună ziua. Spre rușinea mea, acum nu, eu am problema asta, nu rețin nume. Uh -huh. Se numește Ce Spui după bună ziua și e o carte care mie mi-a plăcut foarte mult. Vorbește despre uh, toate lucrurile pe care le cărăm după noi și uh -huh. din mediul în care am crescut, și din mediul restrâns, din familie, dar și din societate. Psihologia destinului uman Da, e... și este Eric Bern ceva. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Chiar Se o carte găsește, e publicată la 3 în da. 2006. Asta m a venit în minte acum. Uh -huh. Eric Berne. Da. Da, Bern, Berne. Ok. Super. Mulțumim foarte mult. Baftă în continuare și... Și noi Așa cum sunteți voi acolo, noi suntem aici. Da, rămânem pe baricadă. Da, rămânem pe baricade. Da, rămânem, rămânem baricad. Și îți mulțumim că, uh, uite, poate e momentul să-ți mulțumim acum că tu ai fost printre primii care au preluat materiale de la Recorder în primul an de apariție și l-ai dat la televizor. Uh, atunci când da, recordul abia, abia apăruse de câteva ori. Uite, vă zic că, acum că a trecut suficient de mult timp ce da. probleme am avut da. uh, și cu voi și cu cei de la 0.0, de la uh, pentru că da. făceam loc acestor materiale în emisiune și mi se reproșa mereu că am niște înțelegeri ascunse cu voi și uh, cei de la prima, de pildă, nu înțelegeau. Ce caută această mențiune, ce da. caută toate mențiunile noastre scrise pe... Ei au zis, atunci când vreau ceva de la noi, celelalte televiziuni șterg sigla mm -hmm. sau mai strâng da. ecranul, sau se întâmpla cu da, 5-6 da. ani și uh, noi dăm, am fost acuzați că dăm prea mare scrisul, la un moment dat chiar am acționat și am zis, ok, hai să, ca să scăpăm, de, hai să-l facem un pic mai mic, mm -hmm. dar o să zic eu. În vorbe, da, că da, nu da. o să poată să-mi ia asta, dar pe ecran, când se uită aia și patronului sosea da. fotografia, ia uite cât de mare a scris potrarul Recorder, Libertatea, Presuan da. sau nu știu ce, și avem această problemă, domnule, ea nu mai, nu mai dați atât de mult asta. Și ce e de la 0.ro ce e Recorder, da, da. ce e ce caut aici, hai de să, să dăm de la noi. Păi zic, nu avem la noi materialele astea Adică este da. uh, Din punctul ăsta de vedere Vreau să vă zic că înțeleg și pe cei de la televiziuni Care nu preiau Pentru că nu li se dă voie să preia Adică da. poate da, editorii da. Ar, ar vrea, da, ar da, considera da. că e un subiect nu? Da. da, știm și noi asta Adică auzim da, nu, da, da, da. chestii de genul ăsta Și da Ok, Pricate super, de, mersi mulțumim. Și noi mulțumim Concluziile le trage fiecare Mă rog, le trag cei care încă mai gândesc cu propriul creier. Cei care n-au renunțat să-și antreneze zilnic spiritul critic. Foarte mulți aici, în comunitatea noastră, în comunitatea Recorder, dar raportându-ne la totalul populației, din ce în ce mai puțini, din păcate. Cum spuneam, nu sperăm să se întâmple ceva după astfel de dialoguri, dar. Nu putem să nu punem în discuția publică aceste lucruri, aceste subiecte. E de datoria noastră a jurnaliștilor să o facem și e de datoria voastră a cetățenilor să înțelegeți cât de importantă este o presă puternică și independentă, mai ales într-un stat în care cele două mari forțe politice s-au unit la putere practic împotriva cetățenilor. Mai vorbim despre asta. Vă mulțumesc pentru sprijinul pe care îl acordați presei independente. Fără voi, n-am fi.